close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on bună și bine v-am găsit la un nou live! Ce faceți? Bună Mario, bună Belzer, bună Shireata, bună Andrei, bună Walkman, bună Plexro, bună ProGamer Oadi, bună Denisa, bună Mazo! Bine ați venit cu toții! Hei Mihai, bună, bună Walk, hey, again! Uitați acolo și de butonul ăla de like, haideți să strângem și noi acolo câteva like-uri! Am venit, Alex, foarte bine, bravo! Bună Black, drăguți ochișori, mulțumesc! Am și eu niște creioane colorate și nu prea le folosesc. Am zis, haideți să mai fiu și o nebună din când în când, că mai ales că am ochii închiși la culoare, merge, știi? Dacă aveam mai deschis, nu prea mergeam, nu știu. Așa cu albastru, se vede bine pe ochii căprui negri ceva acolo, știi? Vezi? Se vede bine. Ce faceți? Cum a fost ziua voastră? Bună, Piro! Cu acuarelele, da, să știi că, oricum, eu consider că make-up-ul e un fel de artă și nu glumesc. Știu că băieții nu o să înțeleagă niciodată chestia asta. Da, sunt de acord cu voi, uneori e prea exagerat, unele fete poartă prea mult sau horror sau chestii, dar când știi să-l faci ca lumea sau te joci așa cu culorile și chiar îți iese bine, e artă din punctul meu de vedere și când știi cum să, nu știu, le porți, știi? Mamă, sică! Ți-ai luat ochi noi, mi-am luat ochi noi, bun Alexu! Ziua mea a fost stresantă, am lucrat cu aia de la Xbox la web support, ok. Ce crezi, am frate sau soră sau nu? Nu știu. N-ai, nu știu. Sunt de la Ikea, da. Hei, așa de ieftin, îi vezi? Speram și eu că bagi acolo ceva mai scump, știi ce zic? Encefalul, ia auzi, pe mine nu mă salut, ba da, Mihai, te-am salutat, chiar te-am salutat, am văzut eu că te-am salutat mai devreme. Fii sincer, ai făcut pe dădacă azi? Nu am făcut, dar nu-i nimic rău să faci pe dădacă. Eu chiar m-aș pricepe, crezi, să fiu babysitter, deci jur, cred că mi-ar plăcea. Bine, nu să fiu la bebeluși, gen să șterg, știți voi ce, dar așa mai mare, gen, nu știu. Mai mare să știe să meargă la baie. Bibiloi, salut! Ce faci, fată? Mă, frate, deci mi-a bubuit din nou TikTok-ul ăla. Deci, știți că am făcut un TikTok în care pur și simplu l-am făcut la mișto cu fetele, gamerițe, bla bla bla. Și am, în momentul ăsta, am 124.000,6, gen, nu știu, 124.6K. Din 124.600, cred, nu știu, și ceva, habar n-am cum vine, așa, și tot bubuie, frate, toată ziua am avut mesaje, toată ziua am avut followeri, like-uri și nu mai pot, nu mai pot, înnebunesc, sunt what the fuck, ce pana mea? Andreea gravidă, da, t-o vine, doamne. Poți să joc cu tine Fortnite dacă nu am jucat niciodată? Da, când fac Fortnite, jucați de obicei cu toții. Vorbim la live-ul de Fortnite, azi o să fac ceva chiluți pe DBD. Și aia e. Cum te cheamă pe TikTok? Miss Andreea. Nu, Miss.Andreea, așa. Cam ăsta e numele meu pe orice rețea de socializare și așa mai departe. Acum am niște treabă. Ok, de pop Andru. Bebelușule. Ai văzut ce am scris mai sunt dacă joci? Da, joacă. E, noi să fim sănătoși, adevărat. Haideți să intru și eu în DBD. Că gata, m-am ținut la vrăjală destul, nu? Zic și eu că, na. Mama, astăzi, frate, mă luase o durere de cap la un moment dat, nu voiam să fac sport, nu voiam să fac nimic. Dar eu v-am zis că în carantină am început să fac mai mult sport decât înainte, cam în fiecare zi, pentru că, na, nu vreau să stachez, să stau așa sau să mă îngrași, Doamne ferește, așa că fac sport. Și pe la urmă am reușit să fac sport. Sunt foarte mândră de mine. Nu mai joc Fortnite în viața mea, de ce? Andrew, mersi mult. Te-am găsit pe For You cu oia cu băieții cu hei, ești foarte frumos și multă sănătate. Mulțumesc mult, Mihai, și ție la fel. Doamne, și tu.
Mulțumesc mult, apreciez. M-a enervat, ce m-a enervat la clipul ăla? Știți că pare că țin mouse-ul în mâna stângă. Eu nu îl țin în mâna stângă. Pur și simplu s-a întors filmarea, pentru că așa e, habar n-am de ce, din cauza la camera din față, cred. Și toată lumea, frate, mă întreabă, e stângace? Cum poți să joci așa? Doamne, numai eu am observat chestia asta și sunt frate, nu mai pot, înțelegeți? Și care ar fi problema dacă stângace și joc cu mâna stângă? Nu înțeleg că pot. Hello, ce scuță. Beau dintr-o ceașcă mare. Așa, gata, haideți să vă pun și vouă jocul, bam. Like I do right now. Da-na-na-na-na. Să mă închid și muzicuța. Așa, bun, perfect. Așa. Eu joc cu mâna din mijloc, ok. Ce părere ai de fetele grase? N-am nicio părere de fetele grase, fiecare... Nu știu, adică eu nu judec oamenii, știi ce zic? În sensul că fiecare e lăsat într-un fel de Dumnezeu, unele fete au probleme, altele într-adevăr poate sunt nesimțite, în sensul că am cunoscut oameni care sunt grași sau au fost grași din nesimțire. What the fuck, unde am intrat? Așa, din nesimțire, în sensul că unii oameni nu se pot abține deloc sau nu se văd unde au ajuns. Asta da, e urât, dar nu-i judec, e treaba lor, e viața lor și cam așa sunt în orice situație, îmi pasă mai mult de mine, de viața mea și să fiu cea mai bună varianta mea, nu-mi pasă de ceilalți pentru că mi se pare normal să nu te bagi în treburile oamenilor și nu ar trebui să judecăm niciodată nicio decizie pe care o ia un om sau înfățișarea lui sau, nu știu, alte chestii. Doar dacă ajunge să fie gen toxic, da, să-l faci să înțeleagă de ce e așa, știi ce zic? Nu-ți pasă de mine, adică nu-mi pasă, gen, eu când văd un om pe stradă, știi că oamenii de obicei le place foarte mult să discute oamenii, să bârfească oamenii random, gen să zicem că vedem o fată mai extravagantă, gen, nu știu, sau un băiat poate și ei lumea, mamă, uite-o și pe asta, uite ce are în cap, ce culori are și sunt ok, foarte bine, dacă ea se simte bine în pielea ei și îi place așa și mă întoarce privirele și pe ea o face să se simtă bine, foarte bine, gen, the fuck, de ce trebuie să o bârfim, poate frate, pas pe ea așa, face să se simtă bine și e specială până la urmă, știi? Și trebuie să fii un om asumat să faci chestiile astea, știi? Și să ai încredere în tine. Nu oricine poate să poartă un fel de stil sau un stil de make-up sau de păr sau whatever, nu știu. Mie îmi plac oamenii diferiți și... Na. Mis, te-am văzut pe TikTok, dar te rog să mă urmărești. Ok. Bravo, ăsta e spiritul Andrei, salut, hai mazo. Așa, tu ești cea mai frumoasă PC, n-ai zice, dar da. Squeezy PC. Nu uitați acolo și butonul ăla de like. Mamă ce, motivațional am fost eu mai devreme, dar chiar vă îndrum să fiți genul ăsta de oameni, să nu fiți toxici, să nu judecați după aparențe oamenii, pentru că oamenii, cea mai mare greșeală, asta e. Deci asta este. Și pe mine chiar mă deranjează chestia asta deja, pentru că nu mai merge. Nu mai e ok. Bun, nu cred că mai vine nimeni. Era cineva care shadow, dar nu știu dacă vine. Nu, cred că el e. Nu știu. Dar nu pot să-l invit. Ok, mai așteptăm pe cineva că mi-a scris pe privat. Am făcut 1400. Știi câte am făcut eu? 124.000, parcă? Deci nu vine să crezi, sunt the fuck, man! Like, ne durează 9 ore să descarc nebel, mamă. Mai nu pot să-l invit. Nu știu cine e. Cât? Da, uită-te! Am făcut o tonă! Știu! Și primesc în continuu mesaje și chestii și sunt... Bun. Cine mi-a dat invite? Stai că nu știu cine mi-a dat. Stați un pic. Cred că Shadow. Nu sunt sigură că avea nume dubios. Stai, cine e? Who the fuck? Cine sunt oamenii ăștia? Băi, eu nu știu pe oamenii ăștia. Nu știu cine sunt. Dar bănuiesc că sunt prietenii mei, nu?
Cred că e unul dintre... Nu sunt sigur, what the fuck. Hello, ce faci? Denis, bine, tu ce faci? S-a primit notificarea următorul live. Ok. Deci e la rank 1. Care, mă? Oh, e rank 1, fac this shit, ce meci bun o să am. Bună, Teo! Bună, 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 mi ce faci? Uite, bine, mă joc de bătă, joci doar de bătă, da. Cum v-am obișnuit, fiecare live de obicei e doar cu un joc, așa îmi place mie, nu știu de ce. Dar mie îmi place să fiu toxic. Nu fi toxic, mai ales tu, că ai 23 de ani. Ok, mai înțeleg copiii care sunt toxici, pentru că atunci când ești mic, ia că ești din obiectul ăsta, că nu dă play, că mă enervează. Bun. Bun. A, el era, mă. Uite că îl invitasem, dar mă enervează că nu știu ce fac. Nu joc azi Fortnite, nu. Așa, deci, copiii, da, știu că sunt mulți copii toxici, din păcate, nu știu de ce, dar și eu am trecut pe acolo și eram când eram mică, mai era așa, era. Îmi plăcea să descoper răutatea, nu știu de ce, gen, pe jocuri, efectiv mă certam fete și chestii de astea dubioase, bine și ele cu mine, că cam asta făceam, prințesă, om, ce drăguț. Așa, tu ești mereu rea și rece. Bine, eu sunt rece din născare, că așa m-a făcut viața, dar eu, de fapt, am o inimă foarte caldă și bună și nu-mi place să fiu toxică. Gen, chestia asta îmi provoacă chiar vouă. Ce faci tu? Uite, bine, dă-pă-dă. Tu? Nu, pe bune, chiar nu-mi place chestia asta. Nu, iar mă invită. Bă, dar Mazu ce face, că i-am dat... Nu înțeleg ce vor oamenii ăștia să fac. Mă joc fătână. Hai. Bun, gata. Sper să fie bun meciul ăsta, gata. Mama are... Mama, rank 1, frate. Bun, gata. Hai, ready toți. Vreau să vorbesc că chiar îi dai sin așa urât. A, ups. Am uitat de el, scuze. Clipă în 3 minute, taci. Mâine faci live, mâine e vineri. Mâine nu știu ce să zic, nu promit că o să fac live mâine, dar vedem. Vedem cum mă simt, vedem că mâine o să fiu la facultatea online, destul de mult timp și știți că nu prea am chef după. Rarei, salut! Who is Mazu? O să fie bun meciu, că am intrat eu pe live. Eee, Ștefan, salut! Ce că, ups, ok, ce să spun așa? Nu uitați de like, cum te simți având în vedere că se repetă anul... Ce? Se repetă? Jură-te că se repetă. Dacă se repetă, eu mă împușc. Tony, bună! Mă bucur, am la ce să vă uit măcar. La noi nu. La noi nu. Bun. Măcar atât. Băi, frate, de gen... Nu știu, într-un fel, ci drept, eu personal, nu știu tu, Tobi, cum ai învățat de pe online. Eu personal n-am învățat absolut nimic online. Mazo, poți să dai și tu Reddit, te rog, că stau după tine de jumătate de oră. Așa. Deci, eu după online n-am înțeles nimic, mai puțin la, hai să zicem, o materie mai ușoară pe care poți să o deduci singur. Bine, și în sesiune învăța cam totul, că nu prea înțelegeam eu mari lucruri de la facultate, dar acum parcă e și mai rău pentru că nu-mi iau la fel de mult notițe, adică mi-e mult mai lene să fac orice acasă, vă dați seama că e acasă. Și mi se pare iurea rău de tot și nu știu ce o să facem noi în sesiunea asta, gen, mie e atât de fricoros să dea mai ușoară, ori nu știu. Eu voiam să se repete. Bă, sincer, semestrul ăsta ar trebui să se cam repete din punctul meu de vedere. Într-un fel nu ar fi rău, dar anul mi s-ar părea oribil. Gen, anul per total, pentru că aș simți că îl pierd într-un fel și... Nu știu, nu-mi place, nu mai vreau să stau la facultate încă un an în plus, pentru că nu-mi place ceea ce fac și nu-mi place deloc locul ăla și nu mai vreau, gen, vreau să scap cât mai repede. Bă, dar ce se întâmplă? De nu ne găsește lobby. Hai că jucăm și noi dacă e. Intră pe Discord. Toți înregistrez cum se... Nu înregistrez, intrați online cu profesorul pe Zoom sau ceva de genul și e live gen. Și dacă vrea el să înregistreze ora, ți-o dă, dar nu prea... N-am pățit asta, doar la programare am pățit asta, adică... Na. Stați. Păi da, nu înțeleg. Cred că are rank el prea. Da, s-ar putea asta să fie care el rank-ul.
La mine sunt două ore în urmă, la sor se repeta, nu? Gata. Gata, hai, intră. Acum. Gata, dă ready, nu mai intrăm cu nimeni, că nu merge. Tudor, ce faci? Bine, tu ce faci? Vezi partea bună, dai doar examenul la unde ai luat, nu mai plătești. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Salut, Tudor, sunt terminat. Și-a schimbat numele Bianca, observați. You're cute, thank you. Bianca! Bibilor! Tot bibilor rămâne în sufletele noastre. Cu cine-i vocea aia? Eu instalez totul. Ok, nu știu ce e. Uite, stau. Foarte bine. Ai mai făcut și tu live? Mă bag în seamă cineva. Bun, în sfârșit, doamne. Ce faci? Bine. Mihai Gaming, salut! E vrei să te joci cu Mazu, da? Adică? Nu știu. N-am înțeles. Ce că da, da. Vezi că întreabă cineva cum primește mod. E nou pe aici. Cum primezi mod? Modul se câștigă prin încredere și activitate și de toate de genul ăsta. Adică dacă... Da, dacă mă frești la cap cu moderatorul, nu o să-ți dau niciodată moderator, pentru că am pățit-o chiar live-ul trecut, am zis că o să dau poate niște moderatori noi, dar m-am enervat și i-am zis că nu o să mai dau, așa că da. Bună, Ami! Deci nu ai încredere în mine. Nu e vorba de asta, ce am. Uitați acolo și de like. Ok. Nu? Da, da, like, subscribe, clopoțel, follow pe Instagram dacă vreți. Și pe TikTok, ca să facă mai mult pe de... Pe TikTok mai nou. 130.000 cât a făcut deja pe video-ul ăla. Doamne, fermin, nu vine să crezi și... Nu știu, am intrat într-o stare așa de panică la un moment dat, eram... Ce? Știi ce am făcut M-au văzut la... atâția oameni. Știi ce am făcut eu la 7:15? M-am uitat pe TikTok să văd dacă mi-ai postat ceva pe început să-i live. Voiam să postez și voiam să... Nu, chiar voiam să postez, dar până la urmă m-am lăsat. Că am zis ai că... Ai încercat măcar? Nu. Am vrut, dar după aia am zis, hai, las, să facem noi altă dată. Și aia. A, am uitat de... Cum îi zice? Logic, am încredere în tine. Scris-o? Nu știu. N-am înțeles de ce a scris. Și de ce? Da, nici eu nu înțeleg. A zis like, subscribe, follow pe Instagram. Bine, a scris amuzant. Neamțu? Stai, neamțu, neamțu? Shadow, ok. Mulțumesc de abonare. Ghici cine? Bravo, mersi. Doctorul, cine să fie? La normal. Vine la mine. Nu, e la mine, că mă urmărești. Nu-l aduce în căsuța aia, dacă știi tu. Da, bravo, Maz. Nu, că eu m-am putut să încerc, dar a plecat de lângă mine, nu știu ce a făcut. Ah! De ce nu mi-a dat? Nu știu. S-a blocat. Crezi că duci la mine. Sunt chiar aici. Și tu mi l-ai adus la mine, deci lasă-mă. Nu, ți l-am adus la tine, m-am urtit pe cerc. Nu-mi pasă. Ai putea să mă salvești. Dar nu știu unde e, păi încerc. TikTok m-a adus aici, mă bucur. A, m-a găsit, mamă ce bun sunt. Și m-a speriat de la măța aia. Știu, pe toată lumea speri și pe mine, inclusiv pe mine, că nu o prea aud așa. Promo-uri nu faci, nu încă nu, pentru că nu prea merg, nu știu, ceva de genul ăsta. Mazar e cea mai faină voce de băiat, ia auzi. Oh, ai admiratoare! Găsim gagicuță? Ce ziceți? Ar merge? Dar întâi mie. Vezi că vine, sunt mort aici, ca să știi. Ce admiratoare am, admiratoră bună. E. Bună. Accepti cererile pe Steam? Nu prea mai am loc, din păcate, pe Steam, dar când ne jucăm de BD, dacă aveți, eu accept de obicei. Mai șterg din prieteni la un moment dat, când chiar nu mai am loc deloc.
Hai că fuge după cineva, crezi? Nu? Da, dar s-a pe jos, s-a dat pe jos. Stai să o ia. Ce bău e! Stigan. Da. Fugi. Am fugit, pa, pa. Hai că ridică-te. Așa. Salut, Reflex. Ai fain. Ar merge gagica lui Mazu, dar cine rezervă viitorul de unei sprâncene? What? Stai că n-am înțeles. N-am înțeles ce ai zis. Și era vorba despre mine? Da. Nu uitați acolo și de butonul ăla de like. Hai să strângem și noi 30 de like. Să fie sexy. Chiar foarte sexy. Mi-a băgat Ștefan chestia asta în cap cu sexy, chiar foarte sexy. O zic în continuu și mă gândesc așa la vocea lui, nu știu oarecum, cu toate că nu știu vocea, dar... Gândesc la o voce oarecare. What the fuck? Bă, mie nu-mi place doctorul ăsta, e nici foarte creepy. Ia iurea. Ah, l-am găsit, what the fuck? Fuck! Cum a ajuns acolo, gen? Nu știu. Vine după tine, cred? Îl țin aici. Ba nu, nu mai țin aici. Hai facem genul ăsta. Dar merge așa, aia a fost. Hai că sexy dacă e. Nu uitați de like, să dem... Mă, da pe jos. Eu nu cred că toți, ci 23 de oameni de pe live au dat like, totuși. Nu știu ce să zic. Eu îi simt. Aolo, de ce mereu trebuie să vină la mine? O să... Fuck him! Never mind. Baby, never mind, aolo, să vezi acum. Ce mecherie. Oh, struggle. O să mor pentru că nu funcționează struggle-ul niciodată. De la un timp. Stai, ține-ți. Ah, unde e? Îl vezi? Vine fix la tine, fix spre tine vine. Tu îl vezi, gen ai perk sau? Nu, n-am nici perk, dar gen efectiv îl... Eu pe tine te văd și eu văd în ce direcție se zice. Vezi că vine ăla. Știu, ăla aud. Dar care-i faza cu chestia asta cu snap auto-vid, că nu mai înțeleg. Nu știu, mă enervează oricum. Ia uite. Aoleo. Ce frumoasă că ești tu de pe TikTok, Normi, mersi mult, mersi mult, te pup. Apla... Da, adevărat. Salut, Onesima, te văd. Gata, am ieșit din chestia aia. Ce mai faceți? Ce mai ziceți? Voi, ce? M-am accidentat, m-am accidentat. Sunt prost. Da, știu și eu că ți-ai zis chiar chestia. Dacă ies din meciul ăsta, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, cum s-ar zice. Plâng, de ce? Aoleo, nu m-ați văzut? Am fost Dumnezeu aici. O să întreb de ce văd paletele nedistruse după aia. Da, și eu, am nebunit de aia. E de la el? Da. Mamă, ce hal e. Știu, e oribil, au făcut super OP pe ăsta. Am văzut. Am adus gheață cu aiz. Ce? Odorul le lasă pupicii, cine? Ce mai zici pe timpul ăsta de carantină? Mai nimic, sincer. Nu fac mai nimic special, fac același lucru în fiecare zi, like, când am facultate online, fac facultate online, când așa fac sport, de obicei fac sport destul de des, aproape în fiecare zi, fac live-uri, mai mă plimb și eu pe afară că am curte, Doamne ajută, mai stau cu prietenii. Da, n-am nici spațiu să mă întind pe jos. Nici nu te vede. Membrii mei acum nu pot pic să dăm mai. Vedeți că nu mai salvezi pe nimeni dacă mai prind deodată ăla asta. Aruncă-mă în aer. Căcat. Nu, parcă mai nu să-mi salvezi că ești băiat bun, bă, nu ca vor. Ce tot vorbești acolo? Fălăvrăgești. Vezi că și eu singur. Ești dubios. Mă distrugi zen. Ia auzi, faci yoga? Poate.
Da, sunt norocat să recunosc la capitolul ăsta. Măcar de ce te retragi? Nu te retragi. Eu am zis azi ceva, dar nu știu dacă să am încredere sau nu. Asta-i. Ai, dacă n-ai, n-ai. Îl iei tu pe ăla de pe jos când fac generatorul? Nu, fac generatorul. A. Și mai am mult din el? Nu. A, da. Rămâi și dansează. Vezi că vine la tine. Cu mine. Din ce parte? De un din dreaptă, ok. Pierdă-ne, nu păstrează. Fucking distanța. Olo, l-am văzut pe Bo, vin la tine. Nu vin la mine. Vine ăla la tine. Hai de vină înapoi. Să fim iar amândoi. Vină la mine. Vreau să fim iar cu tine. Dar normal. Cine e Mazu? Ce? Ce? Cine? What the fuck, ce noi? Am barba tocată, păi de ce? No, I'm good. Bivolarul, Mazino. Hă? What the fuck? Ce tot vorbiți acolo, frate? Vezi că i-am murit, te descurci. Nu. Hai că nu. Nu te-a agățat deloc. Nu, chiar nu m-a agățat deloc. Nici că ai fi putut să ieși tu puțin după tine să mai vină la mine. De parcă tu m-ai ajutat vreodată de când jucăm jocul ăsta, adică nu știu cum să zic. Hai că eu chiar te-am salvat de două ori azi. Nu știu ce am astăzi, dar înțeleg mai prost. Eu ok cu toții pățim asta. L-am luat din spatele tău când te fugărea. Fix când am început, mă. Nu contează. Eu contează. Te-am salvat ca lumea de pe pătinic, alea. Ia ține minte și salvează ea, normal. Alea. Mamă, frate, dar nu știu ce fac ăștia, că numai eu am făcut vreo 3 generatoare. Eu nu am apucat să fac generatoare. Am apucat să fac jumate dintr-unul. Noi s-am stat pe Krillin. Am fugit de fraierul ăla. O să-i generatorul pe care l-a care a murit. Haa, l-a murit și ăla. Și cred că l-a duce ăsta aici. Da, 100%. Am văzut cred că venea. Cred că are un perk pe killer pe care îl foloseam și eu. După ce spargi un generator, pulvezi cu albastru și dacă se apucă și îl face... Da, nu-i așa? E trădătoare, bibiloi! Rău! Nu mai are numai de bibiloi! Căcat! Ah, și vreau să-i fac fent acolo! Să vezi cum mor eu ca proasta și ăla nu mă ia! Aie! A strânit-o pe bibiloi! Ah. Bă, deci ăsta mă panichează rău de tot. Da, nu știu, îmi dă nebunie la cap și în realitatea asta. Bună, Antonia. Nu e ce să fie fata, dar nu mai merită. Nu uitați acolo și de butonul ăla de like. Haideți să strângem și noi acolo câteva. Te rog, băiatul, vină și tu la mine. Hai, că eu am fost fata bună, că am făcut... Am făcut shot. Hai, că moare și aia. Mai un puștiur și... Mamă, mie chiar mi-a plăcut ieri să mă joc Bigfoot, serios. Mi-a super plăcut. Mamă, m-am uitat iar la live. Deci m-am uitat iar când am țipat ca nebuna prima dată. Eram doamne săraci. De vărat ar trebui să mă uiți la mine, că să mă eram pipi pe noi. Eu tremuram, eram... Eu mergeam în față, nu pot să cred. Pe mine și Andreea stătea în spate și se uita la mine. Hai că mă omor, ce mai contează acum? Nu mai contează. The Goatman, vreau să mă doamne de trei ori. Da, Goatman, m-am uitat și la gameplay. Nu se compară cu Bigfoot, cred, dar m-am uitat. Păcat că sunt foarte puține lucruri de făcut și nu mai multe chestii. Întrebarea dacă tu ești mama, cine e tatăl pentru bibeloi? E pe cet aici cu albastru. Dacă mai vrei. Că așa fug bărbații de responsabilitate.
Așa, da? Altceva? Frumos, se vede. Dar, numele de familie? Unde e? Bun. Așa. Parcă... Nu mai uitase cine. Stix voia să joace. Păi da. Cream că e cu verde. Joci cu mine Fortnite. Când o să fac live cu Fortnite? Da, de ce nu? Nu, după tata se ia, băi, Tudor. N-ai învățat nici până la vârsta asta. După tata se ia numele. Eu chiar sunt curioasă, frate, după ce o să mă căsătoresc, ce nume o să am? Deci, sunt atât de curioasă încât... Sper să nu fie mai rău decât numele pe care l-am. A sunat de parcă te uita mai din la nume și după la băiat. Bă, ar fi ceva. Ai, care nici. Glumesc. De ce nu zici, mă, să dau rebi? Aoleu, Tobi. Alcaza. Ce nume? Alcaza. Interesant. Stai, ce? A venit Aura? Dramă! Dramă! Ce faci tu aici? E fanul meu, numărul meu, ok. De mult timp. Ne-am și văzut în realitate, dacă vrei să știi. Bună, pisi, bună. Nu e ceea ce pare. Dramă! Hashtag, dramă! Stai puțin, ce s-a întâmplat cu jocul? Ce s-a întâmplat? Nu știu, păi de ești tu ready? A ieșit cineva, nu? Nu mai sunt, mai eram de rog în lobby-ul ăla, gen. Stați, dați leave party. Stați, că vă mai invit o dată. Salut, Alex. Nu dau mod. What the fuck? Mai ales dacă mă întrebi, dacă îți dau, știi ce zic? Mai ales ieri m-am supărat rău de tot cu modul și nu... O să dau când consider eu. Connection lost. What? Vrei să încerc să-ți dau eu invite? Play survive. Ai primit invite? Așa. Da. De mama la copii, asta e pofta inimii. Alta e pofta inimii, auzi. Păi care e mai bună? Mama la copii sau pofta inimii? Eu cred că... Pofta inimii. Poate să fie ambele. Poate să fie, da. Na. Dar pentru tine. Păi da, știu. Sami. Are inima mare. Hai. Mereu e Sami supărat pe cineva, deci nu se poate. Vezi că nimeni nu te iubește așa ca mine, da. Salut, Duleu! Chiar e vișnic supărat, să-mi bag picioarele de nu. Cu amintiri, mă minți, nu o să doară. Cum era, frate, melodia? Mereu uit parte. Care? Așa. Și-r poică. Oprim. Veninos? Cum sună? Nu ești. Mi-am imaginat ceva de viață. E ok. Te rog, un killer. Ok. Te rog. Și fraier, eventual. Pune pariu că e deja în spatele meu? Ah, nu e. Yet.
Mama, dacă e spiritul, eu mor. Știi de cine l-am mai dat de mult? De Heg. De cine? Heg. Porcu? Nu mă, gagica aia de small, așa. Aia care burăște? Nu mă, aia care pune triunghiuri pe jos. E Myers! Hai că merge, las. Și se duce, nu știu ce parte să zic că se duce, dar uita poate el se uita. Ai îmbunătățit calitatea la live? Nu! Cine? Eu, că se vede mult mai bine. Nu! Nu! Cine a spart? Tu ai spart cumva? Nu, n-am spart nimic. Ok. De ce? Oh! Era în spatele nostru! Se uita la voi. Păi și de ce nu ne-ai zis? Păi de unde era să știu? Am zis că se duce într-o direcție, nu știam în ce direcție sunteți voi. Are. Măcar asta adevărat, Antonia. Ei, îi place și lui așa. Eu sunt mic și nu cred că e sigură că vrei să jucăm. De obicei joc cu persoane mici de vârstă și nu am nicio problemă cu asta, doar că trebuie să nu fie așa, nu știu, gura liv. Dar tot joc. Aoleu, băiatul ăla de pe fond. Da, voi știi? Da, dar n-am mai dat de el. Și n-am mai intrat. Nu mai știu cum îl chema asta. Eu știu, dar nu să zic. Se uită la mine, se uită la mine. Hai că aproape termin generatorul, hai că aproape termin. Și eu. Văd că se uită. Dar trebuie să fac generatorul. Bun, bravo. Să nu vii în partea asta, dacă e. Nu știu în ce parte. Vis-a-vis gen. L-am găsit. Hai că termin și eu acum. Aoleu, Mazu, ești fix lângă mine. Hai că vin eu spre tine. Andreea, da, zi. Nu prea sunt guralim și nici toxic, așa te vreau. Păi eu mă joc, ne vedem. Care erau șansele foarte mari, Toby. Chiar foarte mari. Uite-te și tu, bă, deci... Pe cine să cheme, Adișor? Nu, nu. Cine e jos în subsoar să duce spre... Nu eu. Zi-mi și mie ce face ăla. Tocmai ce s-a dus în fața voastră, de noi. Eu sunt aici. Da, exact. S-a dus în partea aia. Nu știu cum să zic. E bine că e ceață oricum. Parcă nu vezi așa de clear. Mamă, ce m-a speriat asta până-i. Bine. Se uită la mine, se uită la mine. Mazo! Aoleu, Mazo! Nu vreau să mor! Fugi! Haide, paleta vieții! Nu vine la mine! Stai aici! Ambișor! Îmi dau recover! Ai, Mihai, de ce? Nu! Foggy! Sunt la generatorul ăsta de aici, nu știu dacă îl vedeți. Da. Michael. Poți veni? Că aproape mi-am dat recover. E în coceaba aia unde mi-am dat heal. Se uită la voi, se uită la tine. Vine. De la paletă, crezi că... M-a văzut foarte shit. Ce bou e! Eu sunt pe recover, gen, nu mai am ce să mai dau. A plecat. What the fuck? Oare nu știe că am venit la tine? Cred că e pișat. Ba, nu cred că știe. Vine, fugi. După tine e. A sărit ăla, pe bune? What the fuck? De ce n-a venit? Ce? Nu am înțeles. Să mor.
Ia să vedem unde îl punem. Cine mai cere mod primește timeout. Sau ban în cel mai rău caz. Nici chiar ban, dar doar dacă exagerezi. Mai am dat azi mesaj, nu e lipete de... Ok. Murit. Ai, când ai mai murit? Stragul vieții. Bună, ce faci? Om, Orfeus, bine, tu ce faci? Sau pe pile, pe pile. Și tu ai Bobo pile și l-ai primit mai de capul tău. Mereu mă gândesc la tine, săracu. Primești un timeout dacă cer? Poate. Dacă asta îți dorești și te satisfaci pe tine. What? Ce? Shit. Oare băieții mei fac gen? Sper că da. Ia, tu poți să te uiți pe noi? Te uiți? Nu, nu fac? Ce? Ieșise. N-am apucat. Vlad, salut! Nu-mi cer oricum. Hai că fac generatorul, bine? Vreau jocul versus mai... Da. Mie îmi place Michael. Mai mult decât alți killeri, alții gen îmi dau bătăi de cap, dalea majore. Da, dacă mai are știe să joace, ți-ai da, asta clar. Ah, să vezi eu cum mor acum. Ce era generator? Stai că poate îți salvează măcar atâta, știi? Uuuu, ce m-a speriat! Ha. Prostule! Perfect! Perfectos dia, señorita! Așa! Are cuțitul și ține că mă vede mai prost. Ok. What the fuck? Ok. Tu erai fată? Parcă? Așa știa și eu. Da, dar ce fetele n-au voie sau ce n-am înțeles? Îmi place că a zis același lucru ca mine și după acum... Infinity War, nu te plictisi jocul ăsta de când ești joci pe ăsta. Nu, că mereu diversific jocurile și... Sunt... Destul de ok. E fix lângă tine. Da, sunt fată. Ok. Mă, dar vreau... A, a murit, fuck. L-a dus în basement jos. Hai, sticks. We are the champions, my friend. Hey, Lynx, te pup. Oh, Cezara, ce nume frumos ai. Adevărat, vog, de vog, răzim prin casă și de aia. Bun. Uite, e mai bun un match cu prietenii, vedeți? Parcă altfel e, nu știu, e mai... Bun. Da, Mazo, Mazo, fiecare. Mazo-i cu ghinionul, Mazo-i Mazo, da. Pe lângă asta. Bună, Maria, te pup! Uitați acolo și butonul ăla de like, dacă vreți să mă ajutați. Și uite ce băiat drăguț aici. Și Andreea e un nume frumos. Da, e frumos, da, e prea întâlnit și asta mă enervează pe mine. Oh, vai! Vreau să zic asta, dar chiar mă enervează. Ce faci? Uite bine, mă joc. Tu ce faci? Silviu, bună, bună! Câte lume! Ei, te-am ajutat pe mine? Cum adică? Come on, come on, turn the radio on. Nu e. Nu, e KG... KG... KG 914. Mi-am adus aminte. KG 914 de la Marmo. Nu că știu, dar mai uit ce vine să zic 300, nu știu cât sau de-astea. Daniel Petrescu, salut! N-a fost blocat niciun de ăla... Acum rândul tău. 5 minute. Am blocat contul pe... așa. Când mai faci live cu PUBG? Probabil mâine o să fac cu PUBG.
Cam sigur, mâine. Ce faci? Bine, tu ce faci? A fost bine în izolare? Deci dacă mă mai întrebați, gen de mod, obsesiv, primiți time-out. Cel mai bun. Fără supărare. Preda, salut, de pup. Cum adică? Maso. Ce? Cum adică? Stai un pic, te întreb ceva pe privat. Așa. Pupii. Am revenit de afară, e frumos afară. Știu, a fost foarte frumos azi afară, chiar a fost foarte frumos și eu am stat. RGB. Cata statura ta. Știi ce vreau să zic? Da, este Morpheus. E... Red Stai, green. Lasă-mă un pic. Cine mi-a blocat contul Pro Gamer Alex, ce? Ok, eu mă bag pe Miami Beach. Am văzut că foarte multă lume se uită la Miami Beach, dar nu știu dacă e pe Netflix sau nu e. Nu cred că e, că abia apărut, nu? Știu ce ai scris după sunetul butoanelor. Da. Ce? Hai că după sunetul butoanelor zici că fiecare buton are alt sunet, să mor. Ei, și el șmecher, dragă. Bă, are școala vieții, ce știi tu? Școala vieții, bravo, mă. De ce bravo, oameni întreabă de mod, Alex, că oricum nu primesc? Păi asta e. Mâineți voi da numele pe PUBG? Da. Eu mă joc cu voi. Am și PUBG Lite și Mobile-ul. În ultimul timp am jucat Lite, adică ultimul live. Și Mobile-ul nu mai merge, nu știu ce are. Radu, salut! Păi ce vrei să zici? Să nu ai toată lumea? Nu, nu l-am întrebat. Când faci live? Când faci live? Acum! Și mâine, probabil. Nu, mâine nu știu. Nu, mâine vineri. Sâmbătă, poate. Bine, și mâine poate să fac, nu știu, sigur, dar vedem. Ai, dă-te! E urât ăla, vrei. Știu! Ei, na. Nu se vede ce scriu, ce scrii, că nu văd ce scrii. Nu am cum să mai mă uit acum. Nu vreau să mor, ok? Mai după tine? Da. Ah, ce proastă sunt! Ah, bă, dar ce... Bă, de ce am făcut asta, bă? Contează că sunt începătoare? Nu. Mă arată ceva mișto, un match, două. Trebuie să plec, bine și atât, bă. Încerc să faci 360, da, știu, dar mă panichez așa. A plecat? Ce? Ah, Robert, WhatsApp, salut, bine tu, te pup. Nu știu unde e ăla, bă. E fix în direcția în care te duci, ca să știi, încolo a plecat. Pe bune? Da, încolo a plecat. Și vezi că vine, dar nu știu. E în spate, ai mă, mazo! Unde e? Ai mă, fratele meu. Ți-am zis direcția în care plecase atunci. Da, mersi. Ia, te duc pe mază. Când faci live cu Fortnite? Peste două live-uri, cred? Am fugit și eu sport de pup, Preda. Nu mai fac live-uri. Cum adică nu mai fac live-uri? Ce-a zis, mă, Tudor? Eu mor oricum. Ai. Vezi că vine. Nu știu unde să mă duc. Du-te. Habar n-am, du-te. Ha, nu mă vreau ăsta rău. Du-te! Du-te!
De ce te-ai întors în părerea? Păi da, de ce? Ca să nu mor de-aia! Nu ai zis să te panichize doar un joc și trebuie să te duci în greșe 18. Știu, a zis că ești chiar, a zis că ești chiar rău. Nu mă face, oricum Tudor e rău cu mine, m-am obișnuit cu el, e de-al casei. Aoleu, Mazo, m-a fentat Tomul ăsta. N-am înțeles, frate, de ce te-ai întors. Că eram fix în spatele tău, gen, ca să îți stai pentru că... și după te-ai gândit să te blochezi în mine. Pentru că voiam să mă întorc ca să îl fendez eu pe el. Da, dar ceva dacă... N-avea, că avea, logic avea. Ce-i în față, că eram în spatele tău. Ce mai faceți? Nu-i dați acolo și de butonul ăla de like. Dacă vreți să vedeți un zâmbet pe fața mea. Ce-a rămas ăsta cu tine? Nu știu. Iure, sperăm să moară și el. O să mori imediat. Mă uit la live, mă bucur. Am mai primit vreun mesaj de la tipul ăla? Ce tip? Nu! Nu! Eu aștept și nu mai primesc. Gen, nu știu ce se întâmplă. Și chiar mă gândesc să mă apuc de alt. Gen, să începem să ne jucăm altundeva, știi? Imediat îți dau un mesaj. Păi de stăm tu? Păi și eu stau. Stau aici așa. Aștept să moară băieții ei sau să câștigi. Și la Andreea e un live. Foarte ci. Tipul ăsta stă aici și mă campează, frate. Ce tip? Un tip cu un server, mă rog. E un server de 5M și voiam eu cu Robert să ne jucăm pe el, dar nu mai fac și de o lună ne abonez că-l fac, dar tu-l fac. Aoleu, ce mi-ai scris? Ai, ți-ai adus și tu aminte de existența mea, Preda. Server... Știi cine m-a întrebat de Sam dacă vreau să joc? Ghici. Stai cu noi sau pe telefon? Vai tu, cine vorbea. Până la câți live-ul acesta? Până la 9:30, cam așa. Ai Instagram? Am Instagram, e MS Andreea. Dacă vreți, vi-l și scriu. Ăsta e Instagramul meu. Sam Comeback, nu știu, Alecu, cine putea? Deci mi-a dat random mesaj pe ăsta, Snapchat. Eram, what the fuck, gen? Ok, de ce? Că nu, n-am mai vorbit de mult. Și apoi, vrei să ne apucăm din nou de Sam? Și eram, nu mă mai joc, Sam. Era, haide, și eram, nu știu. Mamă, Mazu, ce ai făcut, tata? Nu, am stat pe loc, că scampata a stat aici, frate. N-am ce să fac. Ce că Mazu nu mai țipă. Da, e de când țipă. Nu, nu s-a despărțit. Dar văd că îi merge bine relația, adică deja au cât 8 luni. Preda, eu chiar vreau să fac chestia asta, să știi. Gen, chiar mă gândeam la asta, bine, episoade cred, mai degrabă decât live-uri. Adică nu știu, dar trebuie să fim inventivi, știi ce zic? De ce nu pui moderatorii să spameze Instagram-ul? Nu știu, să spameze Instagram-ul. Unde-i Ștefan când ai nevoie de el? Că numai Ștefan face chestia asta. Nu mai țipa, zice fractă să auzi pe să ne vorbești cu aia. Uzi vără roleplay. Cum ai zis? Uzi zevără. Asta e. Hai mă, Sami, stop. Uzi e handicapatul la șeful de la poliție pe serverul pe care ne jucam. Da? Da, e handicapat rău omul, asta nu-mi face, nu-i treabă. Nu știu. I s-a fi luat iar netul ceva, nu? Vorbiți nebunilor? Poate nu știe că... Nu știu, poate nu i s-a... Ia că îi dau mesaj să vină, dacă vrea.
Oh, fac, trebuia la 8 să fiu undeva online pe la școală, da. Las școala pentru voi. Bun, deci stai cum. Adică a uitat de școală, dar a băgat-o pe asta, pe lasă. Nu, chiar știam de școală. Uite, a fost activ acum jumătate de oră pe Instagram, dar nu prea stă pe Insta. Andreea, tu ai chestia aia care gen spun oamenii de pe chat point? Nu, n-am botul ăla, n-ai botul. Nu vorbim numai pe chat, ai văzut mesajul, are aproape 2 ani. 2 ani? 2 ani de relație? Dar știu că puneau la story 8 luni. Sau un an și. Nu, dar am văzut. Da. Mamă. Eu ziceam de altfel. Poate după cine o pisini să ne Zile jucăm și un la CS, un poliție PUBG sau undeva. da, nu. Da. Jucăm. Mama, muriți, așa e? Da, am murit deja. Păi, e ultimul camper, frate. Pentru care n-ai văzut când cum stătea după mine. Nașpa. Stătea lângă mine, făcea circuri pe lângă mine. One tap. Mi-a zis cineva să mă joc pe el și cred că pe ăla se juca cumva Max Infinit. Nu sunt sigură. Se juca la episoadele alea pe One Tap, parcă. Nu sunt sigură, dar parcă așa era. Yes, scris să mă regând spam miss me so my letter for her. Oricum are și perk de fugit. Și am nevoie de PC. PC. Cu mine când te joci? Ce să mă joc cu tine? Dar chiar tu de când ai mai făcut live? Ai mai făcut, frate, zilele trecute, parcă. Eu nu prea mai stau după gen pe YouTube, așa, nu prea mai intru, nu știu de ce. Eu nu am obișnuit să scriu doar bine și acum apar tu prima. Ok, am înțeles, Neron. Depresie. Bine, mă, o să fiu și pe ea tot Andreea o chem, adică tot ne-a uitat. Ce? Ce? Ce frumoasă ești, mersi mult, Maria, te pup. Te-ai făcut gajul și de-aia. Hai că mi-am făcut gajul. Am la gaji. Pe nu mai pot. Schimb. Stai să fac ceva, trebuie să fac ceva urgent, e o urgență. Puteți să-l Acum asta e până acum. banați chiar pe băiatul ăla pentru că a mai Mai zis da. el ceva mai devreme și mă enervează. Bun. Și vezi că Tu mai are un dorești? cont, eu nu-ți mi-a dat crash jocul Da, fenomenal. mai are, da. Vezi? Cum adică ți-a dat crash? Adică ne dă A, crash. oricum e mapa asta oribilă, deci murim, again. Antonie. Ce am ratat? O, niște meciuri, ok. Te rog, vreau să scap, dar m-a zonea fenta. Ce-am făcut eu? Ca de obicei. Bă, dacă Așa. mi-a dat Și acum zice fractul. Mai taci, mazo! Mă, să mă lase în pace că el urlă și după zice de mine. Bag o cântare. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I. A ieșit asta. Didn't need you, but every touch is you. La la la, it's true. La la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Salut, Alex. Și Și ce Andrei. puteți să... Nu știu. I'm gonna need to send a lady. Deci mi-ai invite? Ce zici?
M-a întrebat băieții dacă pot veni și ei pe Discord. Zice că e pentru mine, ce să fie pentru tine? Noi v-am așa, prea multe mesaje. Ce mi-ai dedica? Ceva manea, nu știu. Gucci, Gucci, Gucci. Ai făcut canto? Am făcut canto în 2015-16 ceva, după care m-am lăsat până recent. M-am apucat de o școală de muzică la care nu prea am fost pentru că am avut niște probleme. Am un vlog pe canal, după aia m-am reîntors la o prof, ok, și acum e carantina. Deci, în total, anul ăsta, cred că am făcut maxim 4 ședințe de canto. Deci, mi-ai invite? Oh, ups. Eu ți-am mai zis, dar... Nu te-am auzit pentru că sunt aici. Așa. Am rămas cu cântatul. Deci cam așa, da, adevărat. Și iată, acum ce mai cânt eu, așa. Vei mai juca Bigfoot. Sincer, mi-ar plăcea să mai joc Bigfoot așa la o dată, la nu știu cât timp, să mai facem mișto, știi? Și pe mapa aia glaciară vreau să fac un live. Și cred că e drăguț așa din când în când un live ăsta amuzant. Ai renunțat pentru dansuri, că da, acolo mai o poză blană, mai o piruetă, hei. Ce? N-am renunțat la dansuri, ce? Știi ce? N-am renunțat la nimic pentru dansuri. Eu am făcut, deci eu înainte de carantină eu făceam dansuri, eu mergeam la facultate, eu mergeam la canto. De 3 ori pe săptămână, gen, mergeam la canto, mișcare scenică și teoria muzicii, de 2 ori pe săptămână, nu, de 4 ori pe săptămână mergeam la dansuri. Bine, odată eu voiam, gen, mergeam la clubul de dans să mai exersez. În fiecare zi facultate și aveam doar, n-aveam nicio zi liberă, niciuna, să stau singur așa, să contemplez. Duminica eram plecată, sâmbătă plecată, luni, vineri plecată, deci aveam un... de-asta... N-am fost pe față cu ce... Așa, deci aveam un program super haotic și încărcat, știi, și poate nimeni nu știe asta sau nu vede asta, dar chiar era extenuant oarecum, da? Îmi plăcea viața aia. Eu aș zice că în fiecare să faci doar live-uri cu Fortnite. Nu știu, le fac random. Pe mapa aia e, te știu. Ea merge cu mine la cafea, dar ea bea cafea de acasă. Beau și dimineața cafea, beau de 2 ori pe, sau 3 ori pe zi cafea. Știi cu ce joc ai putea să mai faci live-uri? Ai mai avut și zile de... N-am mai avut zile libere, eu chiar n-am avut zile libere. În sensul că, ok, mai stăteam ziua acasă, să zicem, uite, miercurea, până la 5 seara stăteam acasă. Dar, gen, până atunci... Nu, eu lunea, deci lunea de la 12 la ora 10 jumate noaptea plecată, marțea de la 7 dimineața, nu 6 dimineața, un scurt 7 așa, de 7 dimineața până la 2-3 ziua plecată, bine, după aia aveam ziua, dar făceam live-ul și așa, deci tot nu aveam timp pentru mine. Miercurea de la 5 la 10 jumate, joia de dimineață, uite, joia ar putea fi o zi mai liberă, ce drept, că nu prea îmi plăcea ziua aia, că e de umplutură, efectiv, la facultate și multă lume plinește. Dar tot seara trebuia să merg la școala de muzică, să fac ceva și canto. Așa, vinerea tot așa facultate, până după amiază, sâmbătă mergeam, sâmbătă ce făceam, sâmbătă dansuri, duminica dansuri și cam asta. Bună, Cosmin, te pup. Noi dați acolo și butonul de like, hai să strângem și noi 60. Fă GTA 5 Story Mode, Story Mode, Story Mode, cam e, Story Mode. Nu știu, nu cred că o să fac. Nu uitați de like, adevărat. Salut, Andrei, te pup. Eu ce fac? Mă plimb ca nebuna. Așa, ce voi să spui mazul de o jumătate de oră? Că mi-am adus aminte de tine. Știți ce joc ai putea să mai faci cu live-uri? Stronghold. Stronghold? Nu da. Cred. Dacă vrei, mi-am luat Stronghold-ul, că mă jucam când aveam vreo 5-6 ani și l-am luat pe la 2 și m-am jucat puțin cu cetăți, cu dalea. Și e amuzant, așa. Ce te pup? Andreea, da. Orfeus are dreptate. Ai. Și eu, Antonia, crede-mă că nu mai pot să stau în carantină, dar în același timp e atât de frică de după, gen, vă dați seama că noi ne-am obișnuit să stăm acasă și să nu facem mai nimic așa de productiv, să zicem. Și să încep iar viața aia 7 din 7 plecată.
O să fie oribil, da. Oribil. Mi-am luat telefonul, da. Reparat. Mario, chiar mă gândeam la tine, că nu te-am mai văzut de ceva timp. Bine ai revenit. Nu uita acolo și butonul ăla de like, să facem noi 60. Am vorbit toată camera de la atâta carantină. Bă, și eu mi-am redecorat pe acolo puțin în cameră. Bine, e mult spus redecorat, dar mi-am făcut niște treburi. Mamă, ce era să mă prind asta. Mama, a intrat la fix. Da, și eu am norocul ăsta, stai liniștit. Așa, până Evos, Evos. Mai avem un Evo pe live. Salut, Radu, te pup. 100 plus notificări, wow. Ce mai vreau? Da, o să vin aici, pariez pe ce vrei. M-a văzut, așa-i? Nu? Oh. Pe aici! Unde? L-am văzut. S-a dat jos singur? Nu, s-a dus... Nu pot să cred! E același trep, cred. Bravo! Hai că mă duc să iau un hit, mă duc să iau un hit doar? Nu. Eram chill fără el pe cap. Ei, căcat. Emoții. Am început să vorbesc singur și eu. Eu vorbesc singură non-stop, știi cât de bine e? Mă ascult, mă înțeleg, tot ce-am pe inimă. Te pup, că trebuie să mănânc, ok? Poftă bună, te pup. Ia zic, te și cerți. Mă cer, da, duc lipsă, deci duc lipsă. Da, Mario, vai de capul meu. Bă, au făcut... Taci, Antonia, că te bat. De pe TikTok am venit, Teo, te pup, mersi mult, ai venit. Eu îmi pun ăla la oglindă și încep să vorbesc. Ok. Să știi că asta e un exercițiu foarte bun pentru teatru și chestii de-astea. Pe mine mă punea când învățam eu monologuri și chestii. Și chiar și la canto mă pune să mă uit la mine în oglindă, să văd, să mă analizez, să văd cum deschid gura sau chestii de-astea, știi? E o tehnică foarte importantă și chiar e bine. Deci, pe bune, să te analizezi, să-ți analizezi fiecare moment când ești nervos, când zâmbești, știi? Adică chiar e bine. Și chiar e bine și când înveți. Efectiv, să te pui în fața oglinzii și să spui acolo discursul pe care îl ai de zis acolo. Nu a fost activ fucking telefon. Nu e nimic, Mario. Eu înțeleg pe jocul ăsta cum te lovește dacă ai sări geamul. Da, e mai complicat. E a dat înainte și cade după, știi? Da, exact. Pentru a ajuta la economie. Da, la economie ajută cel mai mult să vorbești în fața oglinzii. Cătem că-i prost, cătem că-i prost, cătem că-i prost. Da, nu-l ia nimeni pe... Ah, ok. Da, m-am sacrificat, gen. Vorbesc dinainte singură și oricum, cred că orice om sincer are moment în care vorbește singur. E imposibil să nu ai un moment al tău în care vorbești singur, așa se... Nu știu, te uiți... Sami. Se mi-aduce aminte să te rog cum să donezi cu car. Ok. Strigă cu mine, strigă cu mine. Gata, ai băgat manele, mi-ai scornit toți oamenii. Toți oamenii. Bogdane, salut. Bă, Antonia, cred că i s-au cam aprins călcâiele după tine. Andreea, vii tu după noi că suntem toți morți. Ah. Păi de ce nu ziceți? Nu, păi... Venea cineva doar că săracul a intrat într-un trep. Basic. Vezi că sunt trepuri la intrare sus. La uși. Ha, mor. Vezi că cred că vine în coacea noastră.
Păi bine, ah, căcat. Da, să uităm cu ace. Păi îl aud, dar n-am ce să fac. Iar tu-l pune în asta? Haide. Lasă, fugiți, fugiți! Mă duc să-l iau pe ăla. Mi s-a prins telefonul. Animalul sunt cămat. Da, știam că e trep, dar... Da. Ai. Măcar i-am salvat, nu? Să zic că boda prost. Mulțumim! Hai mă, Toby, vezi ce te vorbești. Mi-am dat pe manele. Ce mai? Acum trebuie să fac muși la mâna stângă, nu mai pot. Sper să nu-mi scape. Hai să vezi un, 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 hai să vezi un. Ah, ce vine bău ăla. Vin și eu. Poate reușesc ceva. Uite în față, doar în față, doar în față, doar în față. Păi da, da, eu mor oricum. Ce pana mea, nici nu m-a atins! Nu m-a atins, Eze, că am văzut eu. Bună, tryhard! Ce faci? Uu, Ștefan! Chiar vorbeam de tine, eu mor. Hai, Mercedes. Hai, la vino. Drop, salut! Nu uitați acolo și butonul de like! Știți că mă ajută foarte mult! Nu pot să țin ochii deschiși, păi de ce? Rip, rip, aie, rip. Da, măcar i-am salvat pe ei, nu? Eu sunt mândru. Aolo! Da, m-a prins virus. Mâine în Fortnite. Mâine cred că o să bag PUBG, adică sâmbătă. Nu știu mâine dacă o să fac. Nu promit nimic, gen. Ți-am reacționat, ok, drop. Ia să vedem. Mi-au reacționat. Nu te cred, ce bun sunt. Nu mă cred, sunt genial. Unde e ăla? A, a murit. Așa. Bun. Am un editat să-ți trimit un videoclip pe Messenger. Ok. Merg să aprind o lumânare. Nu duc să caut aici. La 100k abonați, scoatem piesa, da. Bă, eu am lucrat la o piesă, am chiar aici foaia, doar că nu mi-a ieșit. Nici nu mai știu cum e. Eu cred că scrie ceva pe spate. Am încercat de 2 ori sau 3 ori să o scriu, dar n-am reușit. N-am avut inspirație, m-am dus undeva, n-am reușit. What the fuck? Hai să nu, că nu-mi place cum ești tot. Ia ideea. Trap, nu spre trap eu. Eu când, știi, sunt vocea aia de Rihanna în spate acolo, știi? Și tu ești Eminem și bam, 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 eu sunt aia care liniștește apele. Creier. Ah, haide mă! Nu puteam și eu să am un mail. Aolo, iar ați murit. Aiurea! Ultimul om de pe lume ăsta să mor. Uite-te-și unde a murit, lângă cel mai apropiat. Se poate? Da. Mă bușc. I love the way you lie. I love the way. I love the way. Cred că Alexa e nervat, gata. Cine? Just gonna stand there and watch me burn. That's alright because I love the way it hurts.
Haideți, sunteți în meci încă? Nu. Așa scrie? Da, poți să joci, Alex. Ai două secunde. Dacă vrei. Nu mai știu cum era Only One. Only One. Nu mai știu, îmi vine aia cu We found love in a heart and a We found love. Și mai era una. Story of my life, searching for the right, but I can't avoid the mist. Sorrow in my soul, na-na-na-na, company. This is for the love. Dar nu mai știu versul deloc. Yes. The sky is blue. Alex, cum te cheamă? Don Alex, cumva? I can sing dying. I just wanna do this anymore. Acum intru pe devreme cum ești pe Steam. Ai link în descriere. Sunt tot mi s-a întrebat ceva. Repede dă-mi ad și să-mi zici și numele tău ca să știu cine ești. Friends. You say you love me, I say you crazy. Bă, da, de când a făcut atunci în Dragogan asta cu chestia aia distrag, whatever era, cu melodia asta gen negativul de la Friends, mă enervează melodia, nu știu de ce. Pe bune? Da. Ok. Ți-am dat peste tine două zile. Am vreo 30 de oameni care vor să fie prietenii mei, dar nu prea mai accept pentru că am foarte mulți prieteni și mai accept celor cu care mă joc, așa, jocuri de-astea. 6-9. Ce tare ți-ai pus numele. 6-9. Dar de ce nu te văd? Mi-ai dat ad? Dau și o moda. Hai că aia îmi place. Gucci, 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 Gucci. Vezi că Sami are un propunere pentru tine. 113 mesaje! De pe grupul nu știu cu ce nu te văd. Six. Nu mi-apari că mi-ai dat gen. Gata. Da, bravo, Antonia, crezi că funcționează așa? Hai, boss. Dacă și-l meti, ce vrei. Dar Stix, de ce mi-apare că e încă în... What the fuck, ce nume are ăla? Așa. Nu știu. Stați un pic. Nu știu ce face Stix. Și haide în joc, repede. Am intrat. Am o propunere. Ok. O să mă uit, dar stai. Hai că da, bravo, Sami. Bravo, Dorop. Să știi că ești singurul. Nu prea am chef. A ieșit Diriga de pe grupul cu... De ce? Că vorbea prea mult? Nu, nu vorbea absolut nimeni și așa random. A ieșit și după aia... Deci Pan a zis nebuna. Ce nesimțită. Totuși, nu? Da. Adică de ce a ieșit dacă totuși e urât? Eram toți puișurii ei, eram... Da. Da, vrăjeală. Dă-mi vai că nu te văd, aia e problema, că nu te văd pe aici. Poți să intri tu la mine în lobby? Cred că poți. Pe cine? M-ai ajutat dacă ai putea să intri tu. Cred că e ok. Hello! Hey, uite, e... Ia auzi. Ce? Nu wait. Ce să uiți? Ce? Da, să știi că drop. Da, și după aia plâng la sfârșit și nu știu ce și da, da, sigur. Da, exact. Bine, oricum după o perioadă, într-adevăr, nu mai ai sentimente, zai, să te doare undeva, până la urmă. Dar tot ia iurea să faci anumite lucruri. De melodia de pe TikTok pe care ai pus-o tu cu Champions și am zis că nu îmi place. Da.
Da, din cauza de rigă ei. Pe bune? Da, nu ți-a spus că rămâne din cauza ei. Nasul. Mai intră cineva? Păi trebuie să vină, dar nu știu ce face. Nu știu de unde am avut aia 30 de dacă am fost pe cont. Auzi, bani, băiatul meu, pe cont. Să vă armat, pe cont. Ia stai. Și că he's left the party, what? Dar nici nu era. Ce-am făcut? Stai să mă invite el, că eu nu știu ce mai fac. Spune pupii de la Dea, eu pupii de la Cezara. Poți să dau doar invite? Păi dă-mi invite. Dar nu-mi dai, nu cred că îmi dai bine invite. Uite, the invitation. Poți să intri la mine să dai join game gen. Știi ce zic? Dai pe numele meu sau intri la mine pe profil, vezi că mă joc și dai acolo join game. Vezi, uite cum a făcut mazul când l-am invitat. Cum a făcut mazul? Cum? Zi mai bine că eu nu mai știu cum. Cine, eu? Da. Mare fan. Shift, ia CSGO, nu prea joc CSGO. Am joc cum am jucat, dar nu prea mă mai joc, mai ales pe live-uri. Că nu-mi place. Nu l-aș jucat deloc, da, păi pe live-uri, vreau să zic. Vreau și eu să am de budă. Uite, ce? Nu, mi-a zis că îi dă eroare sau ceva. Nu știu, da, poate. Da, îi dă eroare. Dacă e, dă-i restart la joc și jucăm după următorul meci. Ah, apa e bună. Hidratați-mă. Hei, a intrat! Bravo. After a thousand years and more, so much more. Mama. Bă, frate, au început ăștia cum se vorbească pe grupul ăla după ce ieși dirigat. După 10 ani, adevărat, se întâmplă. Zic oamenii că le dor de păcănele. Aoleu, frate, lăsați-mă, nu-mi face cu fratele meu. Asta că... Bună, Dark Angelo, bine venit! Mamă, chiar că și-o am la de-astea. Ce? Ce de-astea? Stați un pic, am chestii de rezolvat pe aici. Șt. Stai puțin. Așa, gata. Puțin, stau, stai lins. M-am întors, bine. Nici n-ai stat, gen, ai venit, ce ai plecat, ca așa faci tu. Cine? Un băiat. Vă pune note sau ceva? Băi, până acum n-am dat niciun test, n-am primit nicio notă, în schimb avem teme, trebuie să le încarc, mai primesc puncte, dar în schimb nimic. Luni o să am primul test pe platformă ceva, o să copiem, o să stăm pe Discord. Da, cam asta. Dar nu, până acum nu. Și am proiecte de făcut, doar că toată lumea speră să le predăm când o să ne vedem face-to-face, dacă o să ne mai vedem vreodată. Eu încă mă gândesc, băi, oare o să apuc să fac chestii interesante în viața asta? Auzi? Am văzut, pun... Ștefan. Ce? Dacă pun și-o ceva, cum zice, mai puțin de 10 secunde, nu-i copyright, nu? Nu. Don't do that! M-am uitat la un film într-o seară cu Mazo și... A... Nu. Povestești.
nu pot. Da, literal. Hai că mai puțin și asta așa. Și era... Erau... Erau... Erau două personaje principale în mașină, se duceau undeva, nu mai știu unde. Și era chill așa și dintr-o dată se aude trompeta aia. Eram amândoi căcați pe noi de râs. Pentru că Mazu a zis, așa face, așa face, așa face și ușa mea de la camera. Și acum, după aia, ca să râdem, ne-am pus în fiecare seară sunetul ăla. Ce mi se pare foarte amuzant, doamne. Și a pus, e nu o dată, de trei ori în film. Ce? Ce de trei ori în film? Că n-am fost atenție. De trei ori s-a auzit în film trompeta aia. Ne mai pun o dată, te rog. Primiți ceva, o chestie. Zici că e bășină de aia. Oh, de bună. Mă, mi-au dat lacrimile de râs. Nu pot să mai ascult o dată, nu. Bă, nu-mi scârție mă ușa de la sufragerie, am zis așa, da? Ce oameni, frate. Haide, pune. Spuneți-mi că nu i-am usat. Deci dintr-o dată te uiți așa atent la film, da? Și dintr-o dată să de la de trei ori așa. Doamne, nu mai pot. Desă-mi în spatele. Este, este, pe spuneți voi că nu-s nebună. Uite-i generator, hai încoace. Unde te-ai dus, mă, femeie? Lasă-mă că nu mai pot să gândesc la ora asta. Cine a zis să gândești? Am zis doar să fii după mine. Păi și asta o chestie, știi? Să faci following. Cum a fost ziua ta? Ca o zi obișnuită? Izolare? Cum ne-am obișnuit? Da. Cum ai rămas în lobby? Cum adică? Și nu mai ești cu noi? Pe ce are mai de budul la tine, Alex? Vezi că suntem singuri, gerul de jos. Chiar nu-i scrie numele. Da, nu. Lol. Ai și am avut mai devreme, eram în lobby cu tine, gen așa ți-a arătat ție cum uitam la live-ul tău, dar eu de fapt eram singur și... Nu știu de ce, chiar nu știu. Semn de brindei, dar sunt filme de genul ăsta. Aolo vine. De cine o fi? Aaa, ce m-am speriat! N-am cum să te salvezi, n-am cum să te salvezi, n-am cum. Nu? Stai că nu, what? Cum adică nu mi-am luat damage? N-am înțeles. Nu. Nu? Nu. Păi poți să-l fentezi, asta e super. Dar nu știu cum, gen. Bine, să te pui după ceva ca să nu te mai tragă, înțeleg. Ah, să-mi bag picioarele. Care ești, puci? Mor, da. Ok, de restart. Mi s-a blocat live-ul. De refresh. Ma, mai e și mapa asta, frate. Nu mai pot. Unde te-a pus? Ah, nu știu. Să nu-i dacă vine cineva spre tine sau continui generatorul ăsta. Sunt cu cineva eu. Toți trei sunt la tine. Da? Da. Adică... Adică doi. De ce a mâncat? Generatorul a fost mâncat de o entitate. Serios? Poate-i da. Porc? Bine, vino. Dar ăsta cam campează, să știi. Parcă acum vin toți la mine, știi ce zic? Eu sunt ăla din cel mai din dreapta. Da. Ești aproape. Unde? Hai. Fugi.
N-ai venit după mine? Ba da, sunt în spatele meu. Păi și de ce nu-mi dai heal? Pentru că te văd prin perete și aștept să fugi, poate îi dai de healer sau dau eu de healer. Așa. Să nu fim amândoi. Trandafiri pentru mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt număr par. Walkman. Ce vrei să insinuezi? She's not dead. Yet. Adică ce vrei să zici, bă, ești mai negativistă ca negativismul, să mor. Sexy lady. Vine, 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 vine moartea după tine. Unde e? E aici. Să fac, nu m-a văzut. L-a luat pe unul, random. A, m-a văzut și pe mine acum. Mă duc eu la ăla să-l salvez. Nu aduci aici, killerul. Nu încerc, eu încerc să fug doar în față. Acum, dacă mă duc puțin și într-o parte... Partea ta. Aaa, m-a găsit, bă! Ce om! Da, adevărat, Toby. Chiar nu greșești. Cine degete ale mele se plimbă. Sunt chiar la voi. Pe tine, pe piel. Tu fă generator, că sunt ăștia doi aproape de mine. Unul s-a pus la generator. Păi, normal. Și celălalt își dă heal. Să văd ce face. Da, poți să mă duci. Să-mi spui că ai numărat, că nu-i... Olalea, ia uite, mi-a pus și olalea. Așa da, special. Maslow. Vine spre tine, vine spre mai tine. Știți ăla cu maimuța aia? Laszlo. Da, campul la... cum se numește? Lazy camp sau nu, nu mai știu cum se numește. Tabora lui Laszlo. Așa, tabora. Dacă mă verifică, e aiurea. Ce zice să te verifice? 21, e... am ceva? Îmi place foarte mult desenul ăla, era mișto. Cu Laszlo, da, tabăra lui Laszlo. Foarte multe erau mișto în timpurile mele. Dar s-au dus, le-au stricat ăștia. Când mă uit acum, mai dau și o random pe Disney sau pe... Nu pot, nu pot să rămân acolo. Erau și viața cu lui și cei cu Andy și toți erau geniali. Oh, Andrei, salut! E normal că bine ai spus de bădă. Copiii de la 402 și ăia. Mamă, deci aveau niște tente ăia. Bă, deci niște glume, abia acum erau poți să le înțelegi. De ce nu mi-ai zis că-s proastă? Da! Mamă! Și fetițele power, pac, și spioanele, mamă, erau geniale. Toți erau geniale. Uite-te acolo și de butonul ăla de live. Stai liniștită, cum zice? Andrei, vezi că te-am văzut că nu mi-ai dat și tu ar trebui să fii fanul meu numărul 1. Cât de cât, să zicem. Sonic, da. Cum să nu dau, n-am văzut. Așa da, vedeți că n-ați dat, am văzut eu. Eu v-am văzut. Mai avem nevoie de un gen și aud unul pe lângă mine. Știu eu unul, e în camera aia de la mine. E la mine, da. Ah, și chiar pe aici vine prostul ăsta. Mă duc să stau hip cu Ivalu. Eu sunt băiat bun, eu ajut lumea. Salut, ce mai faci? Nimic. Ah, ce mai zici? De ce nu ești aici? Mai s-a plină de frig. Au rămas doar cicatrici pe suflet. N-o să pierd. Ești nașpa.
Te duci tu după el? Nu, eu fac gen. Și mai am foarte puțin. Bine, ține-l departe de mine doar. Nu știu, fă ceva doar. Vine la mine. Deci mă duc să-l salvez pe ăla. Nu vreau să mor atât, dar... L-aud foarte tare pe ăsta. Și am găsit generator. Aproape făcut. Păi fă-l. A, cred că e al meu. Posibil. A, da, e al meu. Cred că l-a găsit pe frerul. Da, l-am auzit pe ăla și m-am panicat. Bravo. Hai la poartă, hai la asta. Hai repede. De ce fugi mai repede ca mine? Cam... burst. Da. Vreau să văd ce mersi mult. Shift girl. Te uiți tu dacă vine, că eu nu prea. La câți live-ul? Mai bag un match, cred, și gata. Bine, bine. Mamă, tu nu te vezi. Păi n-am să știu. No! No! Nu pe mine! E după voi? După voi? După mine? Tu unde? Nu ești tu ăsta cu mine? Nu, eu eram, m-am ascuns foarte bine, acolo și acolo am rămas. Unde e cealaltă poartă, Mazo? Mazo, Mazo, spate, spate! A, nu ești tu. Nu. Sunt toate negresele la mine și nu înțeleg. Doare, nu! Poarta asta e făcută, trebuie doar să apăs click pe ea și se face, vino cu arăt. Stai că eu stai aici. Hai că vin și eu după voi. Nu-mi dau seama dacă... Care poartă? Te duc eu la ea? Da, unde ești? Eu sunt la cealaltă, cred. Tu nu-ți dai heal? Nu. Vreau să ies. Ah, tu ești cealaltă. Uite-te, ăsta ești tu? Hai, da. Haide. Ah, Doamne ajută. Veniți toate? M-am panicat, nu cred. A urmat să-ți dea heal. Hai, dă click. Te-ai dus. Nu m-am dus, what the fuck, eu nu pierd niciodată, bossule. Așa. Dar e man, nu e heal, lol. Toby. Lasă-mă să plec, lasă-mă să plec. Oh, ce m-am panicat, mulțumesc, cos... Abia acum. Nici că să mai mulțumesc. Ce? Cine a făcut mai multe puncte, zic că Mazu e... Da, mă, normal că Mazu. Bună, ce mai zici? De ce nu ești aici? Mesajul care... Stați un pic că am avea decis să se plime pe stres cu megafonul, vă place? What the fuck? Te urmăresc pe TikTok, mersi Ana, te pup! N-am înțeles nimic din ce... A, ba da, că da, gata, ai dreptate, era 7 dimineața și se întâmpla asta. Ce? Deci da, gen, au mers pe aici, mașini de poliție și vorbeau un... Cum te găsim? Cum te găsim? Cum te găsim unde? Ce? Vă dau adresa sau... Nu vreau. Ce nu vrei? Bine, vor să avem. Nimic, nu mai contează. Bine, hai să... Cine trebuia să vină? Așa, bravo. Mai da, venit. Posibil, TikTok. TikTok? Oh, fuck. TikTok. Miss.Andreea. Și am făcut 130.000 de views la ceva. Deci, ai grijă și cum vorbești de cu mine. De abonați, deci te rog frumos, ai auzit? Da, știu. Mamă! Măcar atât. Doamne ajută. Mergi? Mm. Merge. Mama, da. Nu știu, e ciudat, nu știu. Până unde te duci cu cringe-ul? Lasă-mă, frate, Cosmine. Cringe-ul e cringe. Cringe-ul e în sânge. Cringe-ul e bun. Cringe-ul e mișto.
Ești pe Stix. Treci pe Răzvan. Pup, ce să zic. Bătaie. Tu ce mi-ai făcut? Cum ai viața ta de... Sau Răzvan, 3 săptămâni. De când stăm în casă. Observ. Hai mă, lasă-mă în pace că te bat. Auzi, te-a salutat și Răzvan. Salut Răzvan, te op. Nu jumătate de ori să-mi zic aici. În de ale mele. Play in the... Deci mi-a venit piesa asta în cap, o cântam acum 2 ani. Okay. Nu, nu, Mazo, nu, Mazo, nu! Ce? Ce-ai făcut? Am toolbox. Puțele tale, ca două pe tale. Nu mă jurați, vă rog. Și ziceai de Sami că sperii abonați. Antonia. Mie nu mi se blochează live-ul, Sami. Antonia. Așa. Trebuie să-ți scriu. Vezi că de când ai vorbit cu manele gen și până acum au plecat 5 persoane. Ah, stai, acum ce să faci? Ok, ok. Dar nu cred că... Îți dau mesaj cu ceva. Adică dăm tu repede sau nu știu, stai. Stai. Andreea nu stă pe loc. Așa, gata. Right by Toby. Ah. Ok. Vezi că e la invizibil, cred. Cine? Nu știu, nu zic nimic. Răzvan, te pup! Mersi mult de donație. Aca, dă-le. Stați că vă cânt boicot, vreți? Da, tu când? Mă, pălimare. Boycott. Dacă ți regim, nu pot. Azi e ziua mea, vreau tort. Gura lumină obosește parcă niciodată. N-ai cum să o oprești așa că ține ocupată. Zahărul creează dependență și o să dacă. Prăjitura e minunată, dacă inima le cere. Dă-le acadele. Unde mi-e acadeaua? Nu mai știu unde mi-a cadeaua, era pe aici, dar nu mai. Țin banii la saltea, ha, chitră. Evo, te pup, salut. Aoleu, e spiritul. Da, iară mai cumpărta. Eu nu accept geometria în iubire. Triunghi în dragoste, fac, o urăsc. Triunghi în dragoste, nu veni pe aici. Mâncați-aș cura! Cum aici? Bă, Mazo, de mereu îmi faci așa? Bă, dar de unde? Acum pe bune. Da, mă enervesc. Da. Sărăchie, pe chiar ei. Uf. Uite-l pe băiatul ăla sărac, mă duc. Sigur nu vrei să-ți dau? Lasă-mă, mă descurc și sigur. N-am primit notificare, nasul. Dubios, oricum face foarte mari fine la mine. Boycott. Dacă nu mi-ai pus boycott, te bat. Mersi, Sami.
Mă precis. Ți la mine. Boico, da. Mamă, doare spatele. O leacă. Dacă inima le cere... Spuneți o piesă, mai e pe aici, domnul Ștefan? Le-a luat cineva. Liniștete. Inima le cere voi, dă-le. A, da, dă-le, dă-le. Mamă, ce meciuri proaste am avut. A murit ăla deja? Numele tău de astăzi voi uita. 0792 și ale tale puse măi m-au făcut să îndrăznesc, să-ți dau like, să te ciupesc. Hai în Mercedes, hai în avion și la sutien în spate. Și aia, cine e inima mea, cine e dragostea mea? Haide ceva mai, altceva, mai deep. Cine e ăsta? Nu știu cine ăsta. Ei, căcat. James Blunt, oh my god. Did I disappoint you or let you down? Shouldn't feel guilty. Acum cadu s-o fix în fața mea, n-am mai zis nimic. So the end before it began. So I told you. Mă, mă știam perfect melodia, nu mai știu. You have come so to cure. Mă rog, hai refrenul. I'm a lover, I'm my friend. You have been a one, you have been a one for me. Eu sunt confident că se poate ajunge la master ușor. Eu doar anul trecut era anul din la master când l-am cunoscut la cămin și parcă acum e anul 2, că nu am albun unde se poate, putem. Cât de random ești, Toby. Hai că m-a băgat și pe mine în match. Fain jocul, da, Stix, știu. N-ai ce să faci. Că să fă, că să... Ai cu Y. Adevărat, Toby. Aoleu, cum mă gândesc, trebuie să fac și master. Mi-e o scârbă. Nu mai vreau să aud. Azi m-a sunat cineva. Mihai, mai ești pe aici să zic cine m-a sunat? Care are nevoie de consultanță contabilă sau ceva de genul ăsta și eram, nu, n-ai ales persoana potrivită pentru asta. Era Teo. Eram, nu, pe mine, te rog. Nu. Și nu i-am răspuns că făceam sport. Și i-am dat mesaj. Eram, Doamne, ce bine că n-am răspuns, că mă băgam în căcat, că nu știu mai nimic eu așa, de fel. Nu sunt pasionată. Deloc. Bine, în anul 2 oricum, ce pot să știu așa, să... Dacă vrei bilanțul, atât, dar... Hai... Ce faci? Fac un generator. Ok. Oh, Bogdan, salut! Nu care ai fost sincer. Mereu sunt sinceră. Dar trebuie nou spirit. Ah, eu ți-am zis că îl prefer pe Michael. Se bloc. Eu că nu prea știu să... Fente spiritul, gen. La tine. Ce părere ai de fetele mincinoase? Eu cred că la un moment dat toată lumea se dă de gol dacă minte foarte mult. Am avut exemple de oameni din ăștia în viața mea și mereu ei ajungeau să se facă de căcat în fața ta și tu realizai că mint foarte mult. Deci da, oameni de căcat. Nu înțeleg de ce ar trebui să minți. Unii mint cu situația lor financiară sau că cu prietenii și chestii își fac, nu știu, o realitate imaginară și e foarte cringe, gen... De ce? What the fuck?
Spun că fugi? Da. Nu știu care ești. Ok, ești foarte departe. După un copac. Dar de ce vii la mine? Că nu știu. A, oricum o vine asta la mine. Da, am mai găsit deșteaptă asta. Asta are ceva porc. Nu știu care e faza, dar... Am un hack? L-au făcut, domne, evil, eu nu mai vreau altă dată. Cine mă învață și pe mine să fac twer? Mă, vreau să învăț la... Și eu te pup. Îl pup pe Sami? Evoluăm, evoluăm like pentru melodii. Nu, nu, sunt căcat pe mine aici. Da, diseară. Ok. You and I. Ia să ne mai uităm la băieții mei. Fodormazul e pe aici. Bine, mă rog. Ce mai ziceți? La ce mai zici? De ce nu ești aici? Sold, mamă. Zici că... Deci când zici sold, mă gândesc la conta, frate. Sold inițial, sold... Aaa, m-a găsit! Da, e ciudat asta. Oh. Ah, voiam să zic ceva, dar... Nu mai zic. Nu mai contează. Aveam pe suflet ceva, dar nu mai zic. Și că proful meu de marketing a zis astăzi, la o clasă, că s-ar putea să renou activitatea școlară pe 1 mai. Eu nu cred chestia asta, e imposibil într-o lună să se ducă tot virusul așa random, pentru că crește și mai ales că trebuie să stăm ceva în izolare iar până se duce absolut tot, nu mai e nimeni gen cu virusul și... După aia, tot mai stai în izolare ca să fii sigur, zic eu, că nu mai e nimeni în genul. Știi ce zic? Știu că am. Hai să luăm espresso. De ce? Supărat? Ce curare. Mă, mă, Andrei, încă ce-i? Calaturi. What the fuck? Ok. Așa. Da, ai, da, eu sunt puțin tristă, așa, nu știu. Bine, toată lumea e tristă, știu. Și știu că e nașpa să-mi aduc aminte mereu, dar e dubios. Nu mai îți vezi prieteni, nu mai faci activități, nu mai... Iau, eu mă gândesc și... dacă... Poți să uite-și mai... Uite-și la Ștefan, cel doare pe el. Să vedeți pe Andreea. Ce te-a apucat? Și ce faci tu, pacă lopească, să ne curat? Cristina Pucean. Dar nu live, nu mai văz live. Cred că ai băut ceva. Nu? Cred. Tu așa nu prea ești, nu știu, ești așa închisă, nu știu. Cât aș încerca eu să trag de la tine ceva, nu merge. Bun. Stai să treacă corona, da, fac dansuri din buric, din ce vreți voi. Mereu zic că mă apuc să fac și eu coreografii, chestii, da. 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 Când scoți fata afară. Nu mă scoate mă nimeni pe mine. Ai nebunit. Nu vrei să te duc aminte de afară. Când o să aibă declarație pe propria răspundere. Nici când trebuia să am, nu.
mă scoteau oamenii. Știi ce zic? De ce m-ar scoate fix acum, știi? Doar în vise ce mai ieși eu cu oameni. Am chiar o viață foarte activă în vise, nu știu. Visez foarte multe chestii. Da, plătesc eu amendă, cum să nu? Mă visez des, cel mai des, mai ales pe tine. Să mai faci live-uri cu Fortnite? Da, normal că o să mai fac live-uri cu Fortnite. Poate săptămâna viitoare... Da, știu, sâmbătă, poate. Sau duminică. Ei, am farme cu meu. Ne-am mai văzut de 10 miliarde de ani. Imaginația bogată și râsul colorat. Da, să știi că am imaginația destul de bogată. Când și vreau. Râsul foarte colorat. Păi asta e bine, nu? Da. Andrei are cățel, plimbă-s cățelul. Că aveți voie. Ia uzi, mergem cu căței în parc sau whatever, la ceva. Da, dar ai voie probabil maxim 5 minute ca să facă și el pipi, ca așa e. Nu că maxim 5 plac minute, ochii tăi, mersi mult. Băi, să știi că multă lume îmi zice că le plac ochii mei, gen... Eu nu îi văd special pentru că sunt închiși, sunt normal, dar multă lume îmi spune că... Băi, niște ochi chiar plăcuți. Chiar sunt. Și mama când îi zic, de ce pe mine nu m-ai făcut cu ochii verde albaștri ca pe soare mea și așa? Ce, da, tu i-ai aproape spre negri, de ce te plângi? Nu știu ce, tu ai ochii speciali, tu ești frumoasă în felul tău. Dar mereu ne dorim ce nu avem, nu? Și nu apreciezi ce ai. Aura are voie să-l plime pe Duri, pe Dorasel. E pisica are. Bă, eu pe pisica mea chiar voiam să o învăț să meargă lesă, dar n-am reușit că și așa e handicapată la propriul gen. Aia mai îmi trebuia să merg cu pisica care e oricum n-aude. Insta. Cum ar trebui să înveți o pisică să facă ceva dacă e n-aude? Să știi că e foarte deșteapt, jur. Da, n-am zis că nu e deșteaptă sau ceva. Ce-a fost râsul? Lasă-mă, dacă am înțeles. Râsul a colorat. Bă, de ce nu îmi spuneți mie că sunt bluză? Ce-a făcut? Bă, da, azi are ceva. Deci mă șochează băiatul ăsta, mă șochează. E bine dispus. Cine, eu? Așa, da. Nu, tu, mă. M-am speriat. Cred că n-am mai văzut o femeie de mult timp și... Am pus mâna ta. E pus clopoțel. Nu, nu i-am pus clopoțel. N-am făcut nimic de genul. Mi se pare... Mie mi-e frică să pun la animale zgardă ceva, să nu se agațe, mai ales la pisică, știi? Că ea mereu se plimbă pe afară, poate să rămână agățată sau whatever. Dar pisica mea a fost cu minte. Știi cum o chemam eu când eram mică acasă? Cu lumină. Luam un flashlight, cum se numește în română, că am uitat. Lanternă. Și făceam așa, tic, 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 sau plimbam prin curte lanterna și venea pisica sau cu neoanele de afară, gen le aprindeam, le închideam și veneam. Așa. Farurile de la mașină. Așa, că nu venea, nu pleca prea departe. Odată mi-a furat-o cineva o săptămână și am zis că mor. Am fost singura cu speranță suflet o săptămână, deci pisica care nu auzea. Am mașini, am stradă aici. Da, era șansă mare să-mi o calce, câini, chestii, trestii, așa. Nu, o săptămână de zile, gen 7 zile din 7, eu m-am dus prin vecini cu postere, am întrebat din ușă în ușă, mi-ați văzut pisica, m-am dus la toți dubioșii, nici nu vreți să știți. Și până la urmă, ha, a venit pisica. Mamă, ce moment! Deci a fost un moment din ăla, așa ca în filme, nu știu cum să vă explic. Deci mi-am mai povestit eu pe live-ul momentul ăla. Când a venit, mamă. Reîntâlnire, gen. M-am trezit cu chilul. De-aia, acum ne iubim, măi, deci iubesc pisica asta și ea pe mine, jur. În slow motion, deci mă jur de nu. Hai să-ți povestesc cum a fost. Deci a fost emoționant rău de tot. Eram clasa 7-a. Prima zi de clasa 7-a. Pisica mea dispăruse de vreo 5-6 zile. Și acum era a doua zi
de școală, de clasa 7. Și mama cu soră mereu lasă, că deja a murit, nu te mai gândi. Și eram, nu, am și auzit-o, chiar o auzise, mă jur de nu auzeam, deci mă jur, nu știu. Așa, nu mi-am pierdut speranța, la un moment dat, hai, în ultima zi, cam atunci mi-o pierdusem. Și eu mai aveam o pisică pe vremea aia. Și eu am ușa de la intrare transparentă, se vede prin ea, e din geam. Așa. Și îmi făceam ghiozdanul, nu știu ce, mă duc eu la mama în bucătărie cu ghiozdanul, nu știu de ce, după aia să mă întorc în birou să-mi pun cărțile. Dintr-o dată aud un miau, mă gândeam, e Kitty, nu pisi. Bun, mă uit, văd ceva mic alb, eram... Efectiv am rămas așa, am deschis ușa, am aruncat ghiozdanul pe jos, am luat-o în brațe, am început să plâng și am început să zic, mami, a venit pisică, o cheamă pisică, n-aude, și așa a rămas. Și așa am început să plâng, o țineam strâns în brațe, nu voiam să-i dau drumul, a început și mama să plângă. Era mamă, nu pot să cred, așa, și apoi a venit și soră mea, a început și ea să plângă, după aia am făcut baie, că era săraca, baie de capul ei. Așa? Mamă, deci a fost un moment și după aia când o simțeam la capul meu în noaptea aia că e acolo, că asta s-a întâmplat, cred că după 2 ani după ce am luat-o, știi? Gen, trăisem deja cu ea ceva timp. Și eu mă atașez foarte repede de animale și așa. Mamă, frate. Și de atunci avem 8 ani de zile împreună. 8. Doamne, o ador, o iubesc enorm. Mamă, vine să plâng acum. M-am emoționat. Ai, mă. De că într-o seară mi-am dat seama că nu o să am forever și... Nu știu, doare, că chiar te atașezi animale, mai ales, nu știu, când te simți singur și așa și ele simt parcă totul și... Și astăzi mi-a făcut o fază pisica, gen, am rămas șocată și eram... Ce-a făcut? Eu mă mai pun pe scări așa random, am niște scări aici. Și stau pe telefon o chestie și a venit între picioarele mele și a început să miau, ne zira miau, miau, miau. Și a nu prea e de asta așa, să se dea pe lângă tine și chestii și a început să toarcă așa și era chestie. Nu știu, și noaptea când mă pun în pat să, mă rog, mai stau pe Insta pe chestii, vine lângă mine și începe și miaună și dimineața unor mă scoală ea și eu așa de, nu știu, e drăguță rău. Zici tapte asta? Da, cred că e intenționat. Și zici de mine? Face intenționat pur asta aia, frate. Știi că e cu noi în echipă, nu? Da. A, e... Da. X. Ups. Baba, nu, era Sixline. Credeam că sunt cu unii random. Ups. Sper că nu m-auzi. Am retrat cuvintele. Nu mai sunt ăștia care fac intenționat, gen. Dar știi că i-a murit de mult, nu? Dar de moment nu te atașezi, bă, să știi că... Nu așa de tare. Da, sunt mult mai rezervată cu oamenii. Pentru că mă aștept oricând să mă dezamăgească, pentru că am trăit foarte multe dezamăgiri și nu prea mai cred în oameni sau în prietenii foarte intense așa. Și poate nu e bine, dar pot mult mai ușor să trec peste o prietenie sau... Nu știu, eu acum, deci de pe bune, dacă mă calci pe coadă în sensul ăla, gen îmi faci ceva... Așa, foarte nașpa, nu mai pot, efectiv nu mai pot să te văd ca înainte. Ok, pot să rămân prieten, nu sunt genul să mă cer, nu sunt gen, genul ăla de persoană, dar efectiv încep să nu mai vreau, mă răcesc, efectiv. Am primit și eu notificare. Ok. Vezi că e generator nebună. Ah. Dacă te-ai dus, da? Prezente, după cucioaba aia pe dreapta e generator și vezi că era ăla pe acolo. Mi-s pe dreapta, nu? Pe asta mi-e dreapta. Merge și pe aici, ocolește pe partea asta și o să-l vezi aici, în față, peste. Făcut de mine de la începutul meciului și după am murit. Așa. Mamă, Ștefan, what the fuck? Eu niciodată nu mi-am pus o voce în cap, gen. Maxim pe a mea, dacă îmi iei să-mi imaginez, dacă îmi zic ceva în gând, știi? Dar așa, nu. Știi că cred că a zis așa la mișto. Da, da, eu cred oameni că au gen chestia asta, unii, cu voce în cap. Adică, sigur există. Tot e posibil. Oamenii sunt foarte dubioși.
Crede-mă. Da. Hai că fă-te-o, da. Am dat-o la frână. Vezi, vezi, nu cobor, nu cobor, că s-ar putea să stai pe jos. Au, uite, băbunea ta asta. Ce-au ales? Nici eu am avut meciuri proaste, e ok. Nu, Toby. Meu e tot văzut că nu te-ai răpit în viață. Nu. Ce pana mea, Ștefan? What the fuck? Ah, n-a murit. Mă mir. Bă, de ce toate mi-e trebuie ăsta, mă, ochi. Aș trebuie să ajung. Ce faci, Andreea? Uite bine, mă joc cu ultimul meci, după aia o să închid live-ul. Asta zici și meciul trecut. Da, mă rog, la White Sun-ul un pic așa, să mă distrez. S-a dat întâi, a uitat și acum știu. De fapt, era de vreme și de-aia. Așa? Cum zici? Și... Aolo. O regăsim hatch-ul? Cum adică găsim? Ești singura. Mai e Stix. Dar nu știu să văd dacă reușim noi să scăpăm. Ah, ok, a murit, e clar. Ce nașpa când cauți așa e când... Stau cu tine, mă, bumper. Oh, Iuli, salut! Salut, cum îi zic, nu s-ar mea, salut, boss! Place că sunt și o fată, dacă e. Vezi, coftează acolo, cred că a păzit ceva. M-a găsit prostul! Nu scrie urât, Iuli! Nu tu, aveam pretenții de la tine. Ah. Dacă e da moderator, își permite. Ai de... Oh, ce faci asta? Oare îmi caută? Te rog, te rog, lasă-mă că să-și o fătucă. Da, am și o întrebare, cum de numai tu pățești mă asta? Că-s fetiță. E fetiță, da. Dar nu pățești des, crede-mă, pățești. Dar nu, sigur mă omoară, mă ofentează acum. Pățești, să știi că ce pățești tu acum se numește des. Față de cum ar trebui să pățești de obicei. Hey. Shadow, mersi mult de abonare, te pup. Oare mi-l caută? Nu sunt Miss Angelis. Sunt Miss Andreea. M-am enervat. Deci pe TikTok primesc chestiile astea. Deci... Deci Miss Angelis. M-am usut pe stânga, dar nu-i pe stânga. Doar era filmat așa. Sau Seven cu Mimi. Nu mai pot. Sau joci cu mine. Da, asta da. Dar măcar nu e... Na, la ordinea zilei. Adică e la ordinea zilei, dar nu mă deranjează că cam asta fac eu, dar... Cine-i Mimi? O vlogăriță mare, de aproape un milion de... Iuli nu le are cu lumea asta, oricum. Nicio. Sau dai moda. Da, măcar de aia. Ești bună, ești... Bă, dar asta sper că nu mă lasă, ca ne-ai simțit tu pe jos. Dar știi că dacă ai plecat din locul ăla, el n-are cum să mai găsească acum, nu? Dacă are un... Și-a dat disconnect! Și-a dat disconnect că nu te mai găsea mor. Ce prost. Ha, ha, ia zice ceva, sunt chiar curios dacă zice ceva. Dar n-a pierdut punctele, ba da. Ce n-are prost. N-are ce să mai zică că el deja nu mai e în locul ăsta. A, da, adevărat. Dacă l-a disconnect. Scuze, dar semeni la voce, e, da. Semeni la față, că așa-mi zice lumea. Cu cine? Andreea, tu arăți ca Andreea, cu Mimi. Nu, mi se pare. Ea oare mai e impisibilat un pic. Ștefania a sosit cu Sighi s-am prietenit. Păi, hai că te pun pe mut. Ok. Așa. Cam atât a fost cu acest live mirobolant. Sper că v-a plăcut, că i-am dat
Nu știu cum e la sin. Dacă vreți să mă mai întrebați ceva pe ultima 100 de metri, sunteți bine veniți să faceți chestia asta. Mi s-a auzit ceaul? Nu, ceasul, ci ca mine. Mai bine spus, mi-i seamănă cu tine. E, na, că ea e mai mare decât mine. Cu un an, doi, nu știu, ceva de genul. Câți ani ai? 20. Îmi place machiajul de la ochi, mersi. E albastru. Nu dau moderator la nimeni. Ești foarte frumos, am de adăugat. Mersi mult, te pup. Da, mod. Dacă cereți mod, nu primiți și doi, primiți și timeout. Pentru că m-am plictisit să primesc aceeași întrebare de la oameni random. Vin prima dată pe live și mă întreabă sau o să fie obsesiv pe chestia asta și chiar mă deranjează mai nou. Bun. Dacă vrei să mă întrebați ceva, aștept o întrebare, 2, 3, 10. Da, Kazumi. Bine, Lemur, mersi, de pe uf. O lumea chiar vrea mod văd. Da, dar nu înțeleg de ce, gen, mă enervează chestia asta. Gen, chiar e enervant pentru mine, pentru că chiar mă simt oarecum folosită pe treaba asta și pe tema asta. Adică chiar e aiurea. Am o întrebare, zi. Ce e aia mod? Să ai moderator. Mihai, a fost Iuli pe aici, n-o saluți? Dar nu știu dacă mai Iuli, mai ești pe aici? Uite, Iuli, da, puteți să vorbiți? Cum o să fiu? Halo! Uite, la mine se întâlnește lumea aici, se reconectează, știi ce zic? Nu înțeleg ce ajută dacă au mod. Ce au mod? Cum sunt bărbații în UK? Dar numai în UK, aoleu, nu știi nimic despre Iuli. Oare ea știe că tu ești? Sunt în Elveția, amor. Cred că știe cine ești, nu? Da, logic, doar unul e Mihai. Sunt ok, m-am văzut cu Iubi până acum. A venit azi la tine? Și au mai mulți bani. Hai că asta contează acum. Eu mi-am dat seama de ce contează la un bărbat acum, dar nu o să stau. Ai fost pe lac cât e coronavirus? Mă duc la culcare, bine, noapte bună, te pup. Tabieturi, da. Nu stai în casă, e rebelă, nu e nimeni. Păi da, dar nu e ok, gen. Mamă, ce aș mai pleca și eu, dar nu pot. Am visat într-o noapte, acum două nopți, că ieșisem, dar gen stătusem mult mai mult în izolare decât acum, gen. Gen, câteva luni bune și ieșisem, nu știu, prin oraș, pentru că nu mai era corona și așa și mi se părea totul foarte nou, mi se părea ireal și era totul gol încă și eram gen what the fuck? Și conduceam, mama, n-am mai condus de 3 săptămâni. Mie ce mai dur mie să conduc. Iresponsabilă. Are 23 de ani încă e tânără, n-are minte, nu ca tine. Tu ești moș. Stai gât în casă. Azi am învățat ceva. Ce? Crede-mă, izolarea mai mare ca la mine nu există. E frumos, da. Cât de pare să aștept wake-up call de pupic. Pup. Eu ieșisem 15 minute prin jurul blocului să mă iau și eu niște aer și era o grămadă de persoane, frate. Unei erau și cu roller, nu aveau treabă. Da. Cine-i frumos? Cine să fie frumos? A, pe acolo, în Elveția. Cream că... Da. A, e frumos, da. Mie îmi place, e frumos. E totul mult mai verde decât la noi și așa și... Mișto.
Așa. Doar că mi se pare mult mai sec decât aici. Adică eu n-aș putea să trăiesc acolo nici în UK, n-aș putea, acolo e prea mare nebunia și mi se pare totul identic. În Elveția e frumos, într-adevăr, ca priveliște și m-aș duce în vacanțe și așa, dar nu aș putea să stau pentru că mi se pare mult mai plictisitor, boring. Nu pot. Nu știu de ce, eu aici mă văd în România, forever and ever, chiar dacă, na, dar parcă aici totuși nu mă plictisesc, știi, nu știu cum, e acasă, eu, a minima, aici. Te pup, Lynx, te pup, noapte bună. În Zürich e viață, cică. Ai vorbit cumva cu CHL? Pe mine nu m-am mai băgat în seamă. Cu Anti. Ah, da. Da. Are logică. Ce ți-a făcut? Să-mi zici, să-mi povestești. Ah, da. Scuze pentru că ți-a dat time-out, doar că moderatorii mei nu mai acceptă să cereți mod. Pentru că eu am impus chestia asta, pentru că foarte multă lume mă zăpăcește cu chestia asta și nu mai suport și... Când o să consider eu că cineva merită mod, o să vă treziți cu moderator și gata. Aia e. Să mai gândea care merg în fustă pe munte cu cimpoiul și cântă. M-a băgat și ce haș, mor. Mă întreabă dacă sunt bine, dacă am corona. Ah, ok. Am înțeles. E bine, ce pot să zic? Eu de ceva timp stau pe Discord cu câțiva prieteni așa seara, cam asta fac. De vorbit așa cu oameni, cu unii n-am mai vorbit pentru că mă simt și în plus uneori să vorbesc cu unii oameni pentru că știi când doar tu vorbești cu ei și ei nu-ți dau atenție sau chestia asta e mai ciudat și nu vreau să par nici dubioasă sau așa, adică mă simt în plus sau nașpa uneori, adică știi ce zic. Așa, mă simt puțin singură, recunosc că da, sunt singură pe aici, așa. Deci jucat Roblox vreodată, da, m-am jucat odată pe un live, dar nu mi-a plăcut, adică nu e genul meu. Mi se pare așa mai chill de... Nu știu. Ce șmechere Roblox, nu-i așa? Da, toți ne simțim singuri, știu. Singuri, pardon. Ce muzică! Hai să facem yoga. Facing dog. N-am mai făcut yoga, nu. Yoga, nu. Alerg. Fac abdomene, fesieri, brațe. Ca de obicei, știi tu, antrenamentul meu din totdeauna. Bine, m-am plictisit de el, îți dai seama. Eu m-am plictisit de antrenamentul ăla, dar fac, sunt putoare dacă nu fac. Mă simt foarte prost dacă stau, pentru că, gen, lunea, știi cum am programul? Stau aici, aici stau, pe calculator, pentru că trebuie să stau la facultatea aia împuțită, de la 12 sau 10 jumate uneori, până la 6 seara. Și uneori și la 7 jumate am treabă. Deci, uite așa, sunt și nu mișc fundul și mă doare. Și trebuie să fac cel puțin de 5 ori pe săptămână sport. Așa mi-am impus și cam așa fac. Avakin, te-ai jucat? Nu m-am jucat. Nu știu ce e. 50 în brațe, memo. Nu știu ce să-mi din casă. Nici nu știu ce să... Ce groaznic. Da, mă, da, ce... Lasă-mă că am stat și eu, nu mai te zici tu că ești mecher, că... Dar e nașpa că ești acasă, știi ce zic? Gen, altceva e să fii într-un loc impus, parcă e altfel tragerea de inimă și tot, ești, îi vezi și pe ceilalți, nu știu, dar alta e să stai, frate, acasă și... E oribil. Plus că pe mine nu mă atrage deloc munca asta de birou. Dar deloc. Să stau așa și mai ales cu ochii în calculator, dar și viața mea o să fie așa, adică dacă mă fac contabil. Da, am o frustrare cât casa. Îmi merge că nu codezi, Doamne ferește, știi că voiam să mă duc. Așa mai bine merge într-un mediu străin. Eu mai îmi scot cățelul afară și mai îmi scot puțin. Mamă, mi se pare oribil de oamenii care au animale acum la bloc, gen câini, pai de capul meu, gen, e oribil.
Săraci oameni. Mi-am prăjit ochii și creierii. Da, dar și eu o să stau mult. Eu trebuie să lucrez în programe. Eu fac visual, fac acum asta web design. O să am saga, gen eu dacă sunt contabil lucrez non-stop în saga și stai numai așa. Adică știu când am lucrat și eu în vară, luna aia și așa, gen numai așa stăteam toți. Eram numai în calculator și plus ditai chestiile pe masă că trebuia să ne introduci, nu? Soarta pământului mâinile tale, oare ce or să facă mâinile astea? Nu știu. Nu fac voce de bărbățel, lasă-mă. Dacă vrei să vă fac ASMR, stați că... Bună! Ce faci? Ți-am sculat părul. Ce? Piele de-aia, știi tu. Nu știi ce e aia, ASMR? E bine, eu sunt happy. Ești primul, cred. Aia nu știu. Da, pana mea. Nu, sigur nu ești primul. Da, da. Mi-a plăcut, mai vreau. Avolo. Să nu vă îndrăgostiți de vocea asta. Aveți grijă. Că nu e bine. Fac ASMR. O să mănânc dulciuri și... gata. Fac vocea seducătoare. Glumeam. Nu o să fac asta în viața mea. Ce naiba. Totuși. Da, Evo, băi, Evo, e una din America. Face ASMR cu dulciuri, mereu mănâncă dulciuri dubioase, în forme foarte dubioase. Vreau altă piesă, îmi place. Așa, deci se aude atât de scârbos. Deci totul se aude din gura ei și... Dacă devii milionar, nu mai îmi pasă că ești mic. Aolo, mamă. Ce dubioasă, Iuli. Pot să mă joc și eu? Închid live-ul eu acum. Acum ai stau doar la vorbă cu abonații mei și familia mea. Că Iuli e de la familie, da. Bine, și abonată, deci pot să o fac abonată. Deci acum sunt superioară ție. Așa? Și cam asta. Dacă mai aveți ceva să mă întrebați sau vreți să mai vorbim chestii, hai să vorbim. Superioară, da? Nu se vede? Aici ești în lumea mea. Nu stau la discuții, iauzi. Dă-i time-out, chiar că pot să stau și bloc. Faine că și le-am și eu pe verde, mă bucur. Da, sunt ok, să știi. Chiar sunt ok, sunt mulțumită. Discuți cu... Ce? Hai mai întrebați-mă ceva. Parcă am chef să mai vorbesc, să mai stau și eu cu oamenii, că vai de capul nostru. Monopoly? Da, am Monopoly. Am acasă două tipuri de Monopoly. Am ăla de București, gen normal, basic, și mai am unul cu călătorii, dar e o prostie, gen... E o porcărie, imediat îl termin. Unul, lupule! Aici pleacă... Conectare, nu, n-am. Și așa, Andrei, economist. Hai mă, lasă-mă cu economistul tău, că... Mă împușc când îți faci gagic. Asta nu se preconizează, nu știu. Când o să fie, o să fie. Când o să fie momentul. Când o să mă intersectez cu cineva. Când... Chestii. Îl las pe el să vină la mine, nu caut. Pot să zic ceva, dar... Excel. Deci niciodată. Hai.
Se programa în Excel. Da, mamă, în primul an de facultate, eu chiar lucram în Excel ca lumea, dacă nu mi-a... Oribil a fost. Bine că am scăpat. Eu nu știu cum am făcut. Eu urăsc partea asta de calculator, de programare, gen, și nu știu, să mă pui pe mine să învăț formule de alea dubioase. M-am dat pe toate, le-am luat de genul ăsta, nu știu cum, că am fost cea mai stresată și SQL-ul a fost oribil pentru mine, dar l-am luat ca lumea, am luat nu știu cât la el. Că eu să știe că mor singură. Da, adevărat. Nu mă mai joc, eu închid live-ul acum. Ești mai frumoasă cât prevede legea. Ce drăguț. Mulțumesc. Hai că ieși eu, bine, pa, Iuli, noapte bună. Mai SQL? Da, am SQL-ul. Am tot. Am făcut baze de date, am făcut Visual Basic, acum mai lucrez iar în Visual Basic, dar facem gen HTML în Visual Basic și faci site-uri, chestii. Dar e mult mai greu decât pare acum. La început era așa o precangeală și acum te-aș aresta, dar ești deja la închisoare. Sunteți voi prea drăguți. Cum se numea filmul acela cu trompeta? Ceva cu live. E cu o tip, de fapt doi, care vor să facă copil și nu pot și... Da, cum se numea? Nu mai știu. Știam Mazo. Cum se numea, măi? Can you help me? Da, cu ce? Private life. Private life. Să scap de plictiseală. Păi cum te pot ajuta? Că și eu sufăr de aceeași boală, să știi. Acută. Am să caut, desigur. Pentru că ești sexy, chiar foarte sexy. Sunt sexy, chiar foarte sexy. Ți-a plăcut, Ștefane? ASMR, stai. Mâine faci live? Mâine am zis că nu sunt sigură, e 50-50 treaba. Deci nu știu, sigur, cum mă simt după școală. Și da. Da, a fost Iuli, să te salute. Păi bine. Eu cred că vă las pentru seara asta. Mă duc să mă culc cu câinele fermion din altă ca. Ok, asta a fost foarte dubios, dar da, du-te. Bine, cred că vă las acum. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și în seara asta. Ne vedem mâine sau poi mâine, încă nu știu, nu promit nimic pentru mâine, dar voi verificați Discord-ul, verificați canalul, tot pe la 7 și ceva, seara. Și ce să zic, vă mulțumesc încă o dată și să aveți grijă de voi și ne vedem și noapte bună și pa, pa, te pup și eu vă pup, noapte bună, pa!